Domnul consilier, ținem de la ședința noastră de astăzi și eu vă rog să permiteți să dau citire ordine de zi. Dar spunerea, punctul urmă, vă rog, proiectul UTVR, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, am promulit în urmă și inițiator, viceprimarul. Totuși, punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxei de închidere a utilajului bun de excavator aflat în patrimoniul Comunei Târgu Protuș. Deci, va ca inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Protuș. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii în bani în quantum de 500 de lei de la bugetul local pentru anul 2016 și fiecare cuplu de cu domiciliu în Comunei Târgu Protuș, județul Bacău, care au împlinit vârsta de 50 de ani. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Protuș. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice. Inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Protuș. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract al de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici și instituțiile publice, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Protuș. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gospodăririi situațiilor de urgență, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Protuș. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru persoanele cu handicap și a instituționarilor acestora, inițiator consilier Mititelu Liviu. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind instrumentarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectul de construire a două blocuri de locuințe pe raza Comunei Târgu Protuș, județul Bacău, inițiator consilier Mititelu Liviu. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind instrumentarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unor case de ale tineretului în satele Tuta și Târgu Protuș, precum și amenajarea unui teren de sport în satul Târgu Protuș, inițiator consilier Mititelu Liviu. Și punctul numărul 11. Diverse. Pentru început vreau să spun la vot ordinea de zi, dacă cine este pentru, împotriva, abțineri, mulțumesc. Țin să vă aduc la cunoștință, domnul consilier, că în vremea noastră se află domnul consilier județean, Monteanu Petre Cezar, care are o inițiativă, o să fac dumneavoastră de ce-i vorba și vă rugăm să-i dăm dânsului cuvântul prima dată, pentru că mai trebuie să mai meargă și pe la alte ședințe de Consiliu și în sensul ăsta să fim mai operativ. Vă rog. Mulțumesc. Domnule primar, domnule consilier, domnul Subesc, că ați acceptat să participi la ședința noastră, să vă prezint inițiativa mea referitoare la modernizarea drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Drum care este vital pentru comunitățile noastre, pentru că asigură legătura cu Europa, pe de o parte, pe de altă parte ne asigură legătura cu Moldova și cu capitala noastră de județ, cu Bacău. Nu trebuie să fiu un mare specialist în dezvoltare comunitară ca să știi că, să-ți dai seama că calitatea infrastructurii depinde dezvoltarea economică și socială a comunității pe care o deservește. Pentru a vizualiza rolul infrastructurii, putem să ne imaginăm ca pe o rețea de vase sanguine într-un țesut organic. O rețea de calitate vascularizează acest țesut și duce la creștere economică, pe când o rețea de proastă calitate duce la stagnare economică și chiar la tensiuni economice și sociale.
De altfel, importanța dezvoltării infrastructurii pentru dezvoltarea comunităților nu este descoperirea zilelor noastre. Și dovadă stau numeroasele vestigii de drumuri și poduri rămase de perioada Imperiului Roman. Astăzi, orice investitor serios, atunci când își propune să facă o investiție, analizează pentru prima dată calitatea infrastructurii. Și de aceea, poate, ar trebui să ne explicăm de ce noi bărcăoanii trăim în cea mai săracă regiune din Europa. Tocmai pentru că această infrastructură este de calitate proastă, zic eu. Din acest motiv, am început, imediat după ce am fost ales consilier județean, am început o corespondență cu CNADR, DNR-ul, Compania Națională de Autostrăzi, Drumuri Naționale din România. Și în urma acestei corespondențe, interesându-mă de starea drumului și intențiile pe care le are compania față de drumul național de DN11, am aflat că există un studiu de fezabilitate întocmit în anul 2008 și ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobați în ședință de guvern încă din 2009. Da? Din lipsă de resurse financiare, această modelizare n-a mai avut loc. Conform indicatorilor acestui studiu, valoarea lucrărilor pentru modernizarea drumului național DN11 se ridică la 796 milioane de lei, adică în euro aproximativ 175 de milioane. Bun, o să vă întrebați ce înseamnă această modernizare. Nu cred că este cineva din dumneavoastră care nu a mers spre București sau spre Iași. Acela este un drum modernizat. Asta înseamnă, în termeni tehnici, înseamnă o capacitate portantă corespunzătoare unui trafic foarte greu, deci creșterea capacității portante, colectarea și evacuarea apelor de suprafață se face prin șanțuri din beton de ciment, lățimea carosabilă este de 2 ori 3,5 metri, acostament 2 ori 1,5 metri, apropo, știți un detaliu pe care eu l-am aflat după ce am început să mă interesez. Când mergem noi spre București, așa am ideea de a nu deranja traficul, mergem pe acostamentul acela. Să știți că nu e voie. Poliția poate să ne amenteze. Acel acostament este pentru situații excepționale. Nici nu are capacitate portantă. Din acel 1,5 metri care este acostament, 75 de centimetri, adică jumătate din acostament, are aceeași capacitate importantă ca și drumul, iar cealaltă nu are capacitatea importantă necesară și, după cum ați văzut, au început deja să vălurească în anumite porțiuni, pe unde sunt folosite mai mult. Deci, spuneam, acestea sunt caracteristicile drumului modernizat. Acum, guvernații, pentru că ne întrebăm de ce nu sunt bani. Guvernanții iau deciziile pentru investiții așa cu sub imperiul ciclurilor electorale, a necesarului de voturi și de cele mai multe ori neglijează investițiile serioase de durată care nu aduc voturi imediat. Pentru că am făcut o analiză, s-au dat pentru stadioane la Cluj, Craiova, Târgu Jiu, Alexandria și tot numărul de s-au investit 75 de milioane de euro. Vă spuneam mai înainte cât a costat modernizarea drumului ăsta, de care depinde soarta milioane de români. Ar costa 175, deci aproape jumătate din banii pentru modernizarea drumului nostru s-au dus pe niște stadioane. Un stadion, mai mult de 40-50 de milioane, nu-l folosesc. Dar, apropo de deciziile de a investi. Vorbeam la început, vă spuneam la început că încă din perioada Imperiului Roman ne-au rămas drumuri, poduri, care se văd și astăzi. Un detaliu așa care pe mine m-a surprins și nu contenez să mă minunez. În 10 ani, romanii, când au cucerit Dacia, au făcut 4.000 de kilometri de drumuri. Deci o rețea de 4.000 de kilometri.
Cam cât avem noi, aveam noi rețeaua de căi ferate. Unele se mai găsește și astăzi în Europa. Unele se mai găsește și astăzi. Se găsește și acum. Noi avem pe porțiunea de la Orșova spre Hercula. Exact, exact. Da. Mai mult de atât. Au făcut în 2 ani 500 de kilometri de drum imperial. Drum imperial este echivalentul autostrăzii de azi. Deci de la Dunăre până la Porolisul, cetatea de județul Sălaj, 500 de kilometri au făcut în 2 ani. Ca să vă dați seama, acum 2000 de ani ce se putea face și ce facem noi acum. Vă spuneam că după ce am aflat informațiile referitoare la DN11, a apărut perspectiva realizării masterplanului general pentru transport. Și atunci, cu speranță am așteptat acest masterplan, convins că se vor găsi bani, se va găsi deschidere și pentru modernizarea drumului. Din păcate, când masterplanul a fost finalizat, am constatat, nu numai că am constatat, am și răspunsul de la CNADR, că DN11 nu mai este o prioritate. Pentru că, vezi, Doamne, se face autostradă. Dar tot în masterplan, această autostradă, în cel mai optimist scenariu, se termină în anul 2030. Dar ce facem noi până în 2030? Trebuie să circulăm. Comunitățile noastre au nevoie de dezvoltare. Avem nevoie să accesăm ușor Europa. Europa să vină ușor către noi. Și atunci când ăsta a fost momentul în care am luat decizia de a începe această campanie de lobby. Pentru că argumentul cu autostrada, odată, termenul îndepărtat de realizare e un argument ca să nu mai așteptăm. Și al doilea argument, autostrada nu exclude existența drumului național și necesitatea acestui drum. Pentru că de pe autostradă ieșirile sunt la intervale mari de distanță. Vă dați seama, de la Brașov la Bacău, o ieșire probabil va fi la Recea Cosme Sfântul Gheorghe, mai este una la Onești și Bacău. Ori de pe autostradă trebuie să ajungi și la Târgu Trotu, și la Helegiu, și la Sândureni, deci îți trebuie ieșiri și pentru locatețele de pe parcurs. Mai mult de atâta, în eventualitatea unui blocaj al autostrăzii, ai o șosea pe care se poate asigura circulația. Și atunci am zis că încep această campanie. În mod simbolic, îi spuneam domnului viceprimar, că în mod simbolic campania am început-o imediat, a doua zi după votarea bugetului. Dacă vă aduceți aminte, bugetul pentru 2012 a fost votat pe 15 decembrie. Pe 16 decembrie am început această campanie pentru o conferință de presă la Onești, în ideea de a nu pierde nicio zi din noul an, din nou exercițiu bugetar, în așa fel încât la sfârșitul anului, în bugetul pe 2017, acest proiect să fie inclus. Prin campanie, eu îmi propun să conștientizez beneficiarii și utilizatorii acestui drum, să obțin sprijinul lor, ca apoi să mă duc către cei care gestionează, care sunt responsabili de infrastructură în România, începând de la primul ministru, pentru că el este cel care mă adresez, începând de la primul ministru și mergând până la responsabil din Compania Națională de Autostrăzi și Drumul Național. Și am, în funcție de acești beneficiari și utilizatori, am conceput 3 direcții de acțiune. O primă direcție de acțiune este de a obține de la cetățeni sprijin. Pentru asta am elaborat o petiție care se numește Cerem modernizarea drumului național DN11, E574, pentru că este și drumul european, Brașov, Bănești, Bacău. Petiția am lansat-o, am postat-o, deci am pus-o pe un site specializat în petiție-online.com și acolo se găsește această petiție în care orice cetățean, la care orice cetățean poate să adere și să o susțină prin semnare. Apoi, o altă direcție de acțiune este aceea pentru care mă aflu și aici în fața dumneavoastră, de a mă adresa reprezentanților comunităților, consiliilor locale, de pe traseu, cei care, a cărora
din comunitățile căror existență este influențată de calitatea drumului. Și în sensul ăsta am început, iarăși simbolic, prima localitate în care am fost a fost Oituzu, Bănuiți, și apoi am mers către Bogdănești, vin la Grast, am fost la Sândulen, la Helegiu, voi merge în toate localități, la Onești, bineînțeles, în toate localitățile și pentru a obține sprijinul consilierilor locali ca reprezentanți ai comunității. Și a treia categorie de susținători, de beneficiari care să mă susțină, sunt antreprenorii, oamenii de afaceri. Și în acest sens, mi-am programat întâlniri cu organizațiile patronale de pe lângă Camera de Comerț. Iarăși, organizațiile patronale reprezintă mediul de afaceri, un anumit domeniu din mediul de afaceri și, iarăși, pentru a-i convinge să mă susțină. E la îndemână așa, să vă dați seama că turismul depinde de calitatea drumului. Transportatorii, toate domeniile economice sunt influențate de calitatea drumului. După ce obțin toate aceste susțineri, mă voi adresa primului ministru direct și aici probabil o să ne ajute. Știți că avem un ministru de pe valea noastră, din Dofteana, este domnul Bucur, da. Știu. Și probabil o să găsim la el sprijinul de a ajunge direct la primul ministru. Da, Dacă permiteți. Da. Deci, într-adevăr, dumneavoastră, spuneți foarte bine ce spuneți, da. Vreau să vă întreb dacă îmi permiteți. Da. O mică întrebare. De ce vin toți politicienii numai când simt că se apropie campania electorală? Deci atunci ne caută toți. Dumneavoastră sunteți consilier județean, ca și noi, de aproape 4 ani. Da. De ce toți ne caută exact atunci când au nevoie de voturile noastre? Puteți să-mi răspundeți. Că aceeași întrebare, chiar dacă venea și senatorul și domnul ministru, indiferent, aceeași întrebare care consider pertinentă, eu puneam la fel și dânșilor. Vreau să știți răspunsul. Deci mai întâmplă. Este o întrebare de domnul știu, știți, nu? Domnul știu. Dar dumneavoastră, scuzați-mă, încă nu mi-am întrebat. Da. Deci, dumneavoastră trebuia să mă aduceți cu dumneavoastră încă doi colegi care să vină cu dumneavoastră să vă susțină ceea ce faceți, că eu vă spun singur, în Consiliul Local acolo, vă bateți cu foarte mulți. Cu ghilimele așa, șacal, să știți. Care nu vă agrează ideile. Unii mai puțin, alții poate deloc. Eu am unanimitate în Consiliul Județean, cu un astfel de demers, am unanimitate. Eu vă cred că aveți unanimitate, inclusiv, da? Domnul președinte al Consiliului Județean a salutat demersul, m-a felicitat și am toate susținerea de județ. Deci drumurile noastre de județul Bacău știm că se află într-o stare deplorabilă. Știu. Deplorabilă. Deci mergem, deci nu vă mai spun multe. Circulăm pe drumurile noastre. Dar asta se face, domnule. Deci ce? Nu pot să înțeleg, domnule. Că mai sunt două luni, domnule, parcă e făcut. Se pune o ștampilă acolo, mai sunt două luni, trei luni, vine domnule, vin cu inițiativa. De ce? Deci vreau atât. De ce nu ați venit de la începutul mandatului? Că aveați o mai mare susținere, eu vă spun. Eu am explicat, am început în 2015, demersul, am corespondența cu CNA-TVN-ul. Mai concret, în 2015 decât domnul. Domnule, de te rog, sau vrei să... Dar nu mai puțin să-l întreb, dacă îi reprezentat, putem să-l întrebăm. Deci chiar putem să-l întrebăm, domnul Augur. Nu știu, păi dacă a venit ca să ne expună, scuzați-mă, deci dacă a venit să ne expună, trebuie să-l întrebăm și noi ceva, nu? Dacă știam că... Am astfel de întrebări, veneam cu adresa, ca să vedeți acolo, nu vedeam. Dar se vede acolo după adresa la CNA-TVN, când am început demersul. Da? Înțeles. Și asta nu se fac așa bătând din față. Știți foarte bine că te adresez la CNA-TVN. Aștepți răspunsul o lună, jumătate, două. După care mai vin cu o întrebare. Durează. Iar... Bun. Domnul Ordana, merite și mie să iau cuvânt. Vă rog, n-am terminat. După ce termin, atunci... Dar ați venit să cere susținerea mea. E liber la dezbatere. Ce rugăminte am acum? Mă bucur că am, cum se cheamă, este o dezbatere vie chiar, pentru că din astfel de dezbatere învățăm. Să știți că, de exemplu, la Oituz, datorită întâlnirii cu consilierii la Oituz, am luat decizia de a-mi adresa
și colegilor consilieri din județ Covasna. A fost o idee lansată acolo, am găsit-o foarte bună, am avut și norocul. Acum, cred că cei mai buni din noastră faceți cumpărături de pe piață de la Onești. Am avut norocul că am un coleg consilier județean liberal, domnul profesor Moroianu, cel cu brânză, acum intră în piață, primul. Și săptămâna viitoare, probabil, voi fi prezent în Consiliul Județean Covasna pentru a obține și acolo semnăturile. Tocmai pentru că, spunea domnul Mititelu, de momentul ăsta al venirii, în ultima clipă. E o întâmplare că a venit ultima clipă. Dacă o să vă uitați, de exemplu, eu nu vreau să fac din asta un capital electoral. Eu chiar vreau să rezolv problema. Și chiar dacă nu voi mai fi consilier județean, pentru că nu știm ce decizii iau colegii noștri, dacă mai au câte de mine sau nu, eu îmi propun să continui acest demers. Dacă o să vă uitați pe site-ul cu petiția, o să vedeți că eu n-am făcut acolo uz de calitatea mea de consilier județean. Acolo mi-am trecut doar numele. Consilier județean vin aici și mă adresez dumneavoastră. Dar către cetățeni, eu nu m-am adresat niciodată cu calitatea de consilier județean pentru a câștiga capital electoral. Eu am nevoie de susținere, nu de capital electoral. Acum, vreau să vă dau citire petiției, pentru că nu știu dacă ați audiat-o. Eu am trimis-o către secretariat. Așa, o să dau citire petiției pe care o să o găsiți, puteți să o găsiți și pe site-ul pe care vi l-am spus la început. Deci, petiția se numește Cere modernizarea drumului DN11 E574 Brașov-Onești-Bacău. Destinatar primul ministru al Guvernului României. Domnule prim-ministru al Guvernului României, n-am dat niciun nume, nu știm când voi ajunge la el, dacă este același de acum sau va fi un altul, da? Ne adresăm în numele a sute de mii de băcăuani și a milioane de români, a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național DN11. DN11 sau E574, pentru care și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău pe traseul Brașov-Onești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național DN11 este una din principalele rute de legătură între Moldova și Transilvania, fiind parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3.500 până la 8.000 de autovehicule, iar pe anumite porțiuni, numărul acestora depășește cifra de 16.000. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și dinspre Europa de Vest, autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile Transilvanii sau mănăstirile din nordul Moldovei, autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidiene îi determină să folosească acest drum, au parte de experiențe din cele mai neplăcute. Gropi de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt vălurit, parapeți căzuți sau lipsă, segmente de șosea surpate, poduri cu termen de exploatare expirate, iată elemente definitorii pentru întreg traseul, dar cu precădere pe porțiunea Onești-Bacău. Cea mai proastă porțiune din pe tot drumul este Onești-Bacău, vârful este atins în porțiunea Sărdule-Mărgura. Și acolo cred eu că am descoperit monumentul sfidării CNADN-ului. Acel suport de camere de verificare a rovinetei. Deci ei ne verifică acolo dacă am plătit pentru drumul, tamanul porțiunea nu este prost, cel mai prost drum. Asta i-a zis eu monumentul sfidării CNADN-ului. Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național DN11, drum care nu a mai fost supus unei reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standardele actuale, adică modernizarea. Modernizarea DN11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizarea de servicii atât în economia comunităților pe care străbate, cât și a întregii Moldove. Știm că există un studiu de fezabilitate ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâri de guvern încă din anul 2009. Dar odată cu apariția masterplanului general pentru transport, modernizarea DN11 a dispărut din preocupările dirigătorilor infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema cu comunicațiile rutiere dintre Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară, tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unui veac de la Marea Unirii.
Noi, ca băcăoași moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului României de a include masterplanul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău. Dar plasarea acestui obiectiv pe poziția 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acesteia în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi, semnatarii petiției, băcăoani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate și să faceți toate diligențele necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șosea modernă, demnă de secolul 21. Deci, asta este petiția. Eu vă rog să o susțineți ca și consilier, pe de o parte, ca și cetățeni, pe de altă parte, v-am spus unde găsiți pe ce site sau dați pe Google o căutare modernizare de DN11 și vă duce imediat acolo. Eu am mai făcut și o pagină de Facebook dedicată acestei campanii, se numește Modernizarea DN11, pe care apar toate informațiile legate de campanie. Cum vin în Consiliul Local și am să obțin sprijinul. Ce probleme s-au ridicat, dacă s-au ridicat probleme deosebite în Consiliul Local respectiv. Mulți spun că demersul meu va fi un eșec, dar eu continui și celor la care îmi spun că va fi un eșec, le spun versurile lui Kipling. Încercând măcar, riști să dai greș. Dar dacă nu riști nimic, nu faci nimic. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere, vă rog. Cuprins în acest plan, să faceți drumuri auxiliare pe care vor merge atelajele? Păi prevede drumul european, nu-ți acceptă atelajul pe drumul european. Și acum este drumul european. Păi da, noi băieți. Eu sunt proiectant. Eu sunt un politic care vreau să se modernizeze drumul. V-am spus care sunt, ce nu sunt, care sunt, care sunt caracteristicile drumului european, drumului modernizat. Dacă ați vrea să te București, dacă ați vrea să București, acolo, într-adevăr, drum, căruții din nou, voi să meargă. Păi nu, dar scrie lege, că n-ai voie. Teoretic, nici acum n-ar trebui. Păi n-ar trebui, n-ar trebui, așa e. Numai că este necesar. Da, da, este necesar. Da, mulțumesc. Da, domnul Moise. Da, dumneavoastră ați venit să ne cere sprijinul, probabil trebuie să completăm un tabel, nu? Este un tabel, eu am cerut, dar dacă nu l-ați făcut. Nu, să... Puteți să-l faci. Materializăm... Cu anchetul Consiliului Local. Toți consilierii trecuți acolo și... Nu, se va materializa în comun, noi îți face petiția ca din partea Consiliului Local și... Da, da, și va ajunge posesia mea ca să pot să fac un dosar pentru... Eu estimez că abia la sfârșitul anului voi termina toate... Ai, normal, aveți două sprijini. Sper că atunci, așa cum spun domnul Titelu, să mai pune mai presiune și pe cei care candidează la Parlament. Sunt alegeri din noiembrie și o să vină și cei de acolo cu promisiuni, cu angajamente dintre cele mai... Dacă nu mai sunt întrebări, o să dăm voie să le spun. Mulțumesc! Vă mulțumesc, da, da. Vestea care a adus o mare la vestire. Da, mâine da. La vestire și mâine avem și ședința. Noi o să intrăm mai departe să ne facem treburile noastre. Și domnul Abarle, să-l păduce și mai ședința de, un minut mai rețin, ședința de Consiliul Județean de mâine are loc într-o locație inedită, așa, la Mănăstirea Răchitoasă. Pentru că s-a finalizat acolo un proiect european de reabilitare a mănăstirii și mâine mergem acolo de bună vestire să ținem ședința. Probabil mai trebuie să facem voie, dar să iau și eu hainele și apoi vă las. Să revenim la oile noastre. Mai am ceva de făcut. Trebuie să supunem la vot procesul verbal de ședința trecută. Probabil că l-ați avut, l-ați studiat și dacă aveți ceva de obiectat, dacă e cineva care are ceva de completat. Dacă nu este nimeni, supun la vot procesul verbal de ședința trecută. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc! Mulțumesc. Mai am încă un mic punct. Avem pe la noi aici pe domnul Coman Ovidiu, care a renunțat la demersul lui de a
obține, nu știu ce, coloase sau bani pentru ce-o cheltuit niște bani cu cadastru. Vă lăsesc când asta știți din alte surse sau chiar de la dumnealui. Și a renunțat la tot pentru că e prea complicat să se întâmple, dar vrea că în fața stelului acolo, eu știu, poate n-ați văzut ce sunt n-ați cine, mai sunt trei etare neconcesionate și acelea până la urmă nu poate sta nimeni pe ele, dacă e așa. Și să le cere, subsemnată un video așa, domiciliat în urmă, totuși posesor, buletin, nu știu ce, vă rog să-mi închineați cealaltă suprafață din Sfânta Mare. Sfânta Mare, în suprafață de 3 hectare și care se află în fața fermei proprie, suprafață pe care eu am cadastrat. Am cadastrat-o pe care o lucrez și un prețel, vă mulțumesc. Deci el mai cere suprafața aia și renunță la celălalt ca să nu mai facem atâta terabai. Dar totuși era bine ca să știm de ce s-a întâmplat evenimentul ăsta. O să știm, o ocazie, dacă nu știm, unii noi știm. Deci cu domnul Coman în spatele dumneavoastră? Dragul timp poate să spună. Deci eu zic că vine cineva să-mi dea un răspuns. Nu, eu vreau să-l întreb acum, dacă permiți. Adică vreau să-l întreb cu domnul Coman, de ce a renunțat subit la cererea aia una la mână și a doua la mână? Cred că nu ne veți spune acum la ședința asta. Și ne veți cere ca să votăm 3 hectare. Deci, fără proiect de hotărâre, sub nicio formă, da? Am înțeles, eu am înțeles ideea care este, da? Vreau să știu, adică de ce a renunțat atâta timp cât a fost foarte înverșunat omul și a venit că trebuia să vină cineva. Domnul Roman a mai venit în câteva rânduri la mine și am căutat în codul fiscal, în tot ce s-a putut găsi, să vedem dacă putem să-l ajutăm pe om. Nu am găsit niciun temei legal să putem să-l ajutăm să-i dăm ceva din bănuții cadastrului pe care l-au făcut. Și pur și simplu au zis, bă, n-am ce să fac, nu mai fac. Și nu mai o renunțat și eu i-am spus dumnealui, zic, hai, vino în ședință și spune tu lucrul ăsta, ca să știe foarte clar, o renunțat fiindcă nu a fost temei legal. Nu a găsit un temei legal. Bun, și atunci, și permiteți, și cu astea 3 hectare, ești mulțumit? Adică ești... Nu sunt mulțumit. Dacă nu există lege... Dacă nici nu există lege, am făcut așa, am făcut un cadastru pe... Umar. Pe barba ta? De banii tăi și pe muzica ta. Da, așa este, așa este, dar dacă toată lumea zice că nu se poate, domnule, n-am găsit nu există legal. Nu. Acum... Au mai venit în câteva rânduri, eu i-am explicat. Am venit la primul rând și la specialul altă ieri și... Da. În fiecare zi am venit. Și am venit în document, am venit acasă, vedem. Se poate că da, dacă așa sunt legele, dar noi... Nu? Ce să faci? Ca la noi, la nimeni. Înțeles. Bine, acum... Ștafeta domnului Alecu, dar domnul Alecu are ca și ajutor pe domnul Vădar Petrică și să ne desfășurăm în continuare lucrările ședinței noastre. Domnul Vădar, nu are voie consilier să delege pe alt consilier în speță sau în ce să ai domnul? Deci vreau să fiu operativ, în sensul că toți avem treabă, mai ales cei care suntem de religie catolică și avem săptămâna mare, avem o problemă religioasă și vă rog să fiți de acord să fim o leacă mai operativ. În acest sens,
care n-au greu, poate mai dau citire primei hotărâri. Deci se aprobă, da, este vorba privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, așa, a comunității Cutroduș, da. Și în baza legislație în vigoare se hotărăște, se aprobă rectificarea bugetului local pe Târgu Turcu, conform anexei ce face parte din integrată din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi supusă aprobării dumneavoastră. Dacă cineva are ceva de ridicat, vă rog. Deci, domnul Mititearu, am o rugăminte, să fim o lacă mai conciși, de, luăm discuția și ce vrem să discutăm, nu mai intervenim acum, oară să ceva. Cine intervine odată, mai... Păi tocmai, asta am pus să... Da, vă rog, altcineva? Altcineva? Atât. Deci, închid lista cu cei care vor să ia discuția această... O întrebare scurtă și la obiect. Obțin, domnul consilier. Contabil. Doamna contabil, din cei 23.000 de lei, care pentru asta facem. Vreau să spuneți exact cu subiect și predicat. Se duc toți acești 23.000 de lei la învățământ? Da. Mai, deci vă rog frumos. La învățământ pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și de acordarea etichetelor sociale pentru grădiniță. Deci în acest... numai pentru etichete sociale pentru grădiniță. Deci, fac parte din învățământ. Toți banii se vor duce acolo. Da. Mulțumesc frumos. Altcineva? Am înțeles că nu. Supun aprobare. Cine este pentru? Împotriva? Ține? Vă mulțumesc. Punctul 2. Aprobarea taxei de închiriere a utilajului bundului excavator. Aflat în patrimoniul comunității de produs. Având în vedere referatul de specialitate al celor organ de special din cadrul primăriei, se aprobă taxe de închiriere a utilajului aflat în dotarea comunității totuși. În sumă de, discutăm problema asta, urmă ca restul problemelor să fie rezolvată de către organ de specialitate din cadrul primăriei. Legat de acest punct al ordinii de zi, cine are ceva de ridicat și relativ și la acest preț? Deci, domnul Forcoș Adrian, domnul Moise. Eu am fost... Și dumneavoastră? Domnul... Nu, am fost printre primii, dar... Nu, 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 deci, domnul Forcoș, domnul Moise, domnul Abădăni și domnul Mititearu. Și domnul Ungureanu? Și domnul Ungureanu. Și domnul Ungureanu. Dacă nu se atinge... Da, da. Poftiți, domnul Forcoș. Da, referitor la taxa respectivă. Sunt mai multe firme care au asemenea utilaje pe teritoriul nostru. Trebuie să ne interesăm, să vedem exact care este prețul lor pentru utilaj și zic să lăsăm din preț noi, ca să-i putem ajuta pe alții. Dacă tot utilajul am luat niște fonduri europene, dacă s-ar merge cu varianta la înjumătățirea prețului respectiv. Păi, dar numai cu ce plătim șoferul și vreau după aia. Bun, facem și se va ajunge la o sumă, de să nu se ajungă chiar la suma respectivă, că la alte firme sau... Da, exact. Exact. Da. Bun. Da, pe dată, mulțumesc. Domnul Moise, poftiți. Da, la atinzabil, problema care vreau să zic eu, ieri am zis acolo în ședința pe comisie că taxele merg între 100 de lei plus TVA, 800 de lei plus TVA și, mă rog, așa mai departe. Puteți să țineți cont de acestea. Da, aveți o propunere concretă? Eu am propus. E 80 de lei plus TVA. E acceptabil. Cu combustibilul primăriei. Primării. Cu combustibilul clientului. Domnul Abădăni. Dar e acceptat și eu. La oră, nu? La oră, da. La oră. Am început și eu un exemplu de asta. Și m-am gândit la 900, la 95 de lei, fără TVA, noi nu percepem TVA la primărie, și să solicitantul să achite un avans.
Deci în momentul în care ieri să era momentul când face cerere pentru categorie, să achite un avans, eu știu, de jumătate sau un sfert sau ceva din el, ca să avem siguranță că sunt firme care percep 80 de lei, vă rog, pe un, nu mai pot să, da. Plus TVA. Adaugă TVA, dar mai punem cât. Deci noi nu vezi fără TVA, tot cam 90 și fără TVA. Noi aici că cum se spune, colectăm propuneri și facem 80 de lei, eu nu spun TVA. 80 de lei. Exact. Da. Ce puteți fac sau 80 de lei? Bun, domnul Titelu, deci eu vreau să aflu... Îmi dați voi? Vă rog, vă rog. Eu vreau să aflu, într-adevăr, cât este prețul, dar cred că mi se pare pertinent cu 100 de lei, inclusiv TVA, adică 80 ceva de lei, 85 de lei. În speță nu sunt de acord cu domnul Forcoș cu jumătate de preț, că nu facem muncă în folosul comunității degeaba. Deci trebuie plătit șoferul, piesele sunt foarte scumpe, deci carburantul și tot ce ține de exemplu. Până acum șoferul e angajat de câteva mici, ce a fost? Nu contează. Deci, deci dacă se poate aduce la primărie, ai avut dreptul să vorbești, nu te-am deranjat, da? Te rog frumos, după ce spune, dacă mai stai la fund, da? În momentul în care îi facem concesii cuiva, deci nu putem să se lucreze degeaba. 100 de lei este foarte corect și pertinent. Mulțumesc. L-am întrebat pe domnul Augustin, care vine tot de la o firmă și era tot de funcția asta, a spus că firma unde lucra lua 120 de lei. Da, nu? 100 de lei. Da. Da. Domnul Urea, mă gândeam la 80 de lei, că deoarece eram discutat tot aici. Deci se ia în calcul, deci exact ora plecării. Da, ia ora plecării, da. Deci ora plecării. Dacă trebuie să meargă 10 km, 10 km poate face 20 de minute sau nu știu cât face. Deci asta deja iar, deci 80 de lei va plăti. Deci normal se plătește, eu așa știam, că nu ce treabă. Mi se pare corect. Deci asta e aici o problemă cam așa. Deci mai degrabă lăsăm la 80 de lei, atunci plătim. Deci de momentul când pleacă de aici, până când ajunge, că dacă merge la Onești sau la Mănăstirea Cașin, face o oră. O oră dus, o oră întors. Deci 1.600.000 deja nu mai dus, întors. Deci, na. E cam, câtă motorină consumă până acolo și orele lui, de, orele, adevăr, orele lui de muncă. Deci, orele lui de program, 8 ore sau cât e. Dar să plătim 800 de lei să meargă până la Cașin și înapoi, Mănăstirea Cașin, 1.600.000 totuși. O mică intenție. Deci, da. Deci știm că atunci când rulează, utilajul consumă mai mult decât asta a face treaba. Efectiv. Și cred că, e echitabil care a fi la euro 110. Bun. Deci, am reținut mai multe propuneri. Dacă mai e cineva, dacă nu, supună aprobării. Deci, Da. Deci, discutăm închirierea acestui utilaj. Din momentul în care a plecat de la primărie până la destinație și cât a rulat și cât a stat la beneficiarul respectiv. Cine este de acord cu 80 de lei pe oră? Stați așa un pic ca să scriu, da? Da, peste tot, da. 80 de lei pe oră? Pe oră, da. Toată lumea în afară de domnul Mitter. Asta e fără TVA la lucru. 80 de ori, discutăm de fără TVA. 80 de lei. Deci toată lumea în afară de domnul Mitter. Da, și domnul Mitter. 80 de lei. 80 ce mai bine. Deci dacă nu vreau să pune 200 de lei, vreau să pune 200 de lei. Nu are niciun rost să mai dau citire la celelalte preții. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiectul de privind acordarea unui premii în bani, în cuantum de 500 de lei din bugetul local pentru anul 2016, fiecare cuplu cu deoceat în Comuna Tăbuș, care a împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie. Am împlinit 50 de ani de căsătorie, de-a dumneavoastră sănătate. S-a aprobat acordarea unui premii de 500 de lei, la care cineva ceva de ridicat. În fiecare an facem proiectul. Vă rog. Am ascultat la radio chită asta și exact la dofteala s-a pus problema asta. Aș vrea și eu să pună și la noi, să plătim și persoană cu 60 de ani de căsătorie. Că nu știu dacă mai prinde. Și ei la dofteala plătesc și pentru 50 de ani și pentru cei care aveți 60 de ani de căsătorie. Inițiază un proiect de hotărâre în sensul ăsta și îl vom supune... Inițiază un proiect. Da. Altcineva? Eu, da. Poftiți, domnul. Trebuie să mă luăm să ia.
Doar până acum s-a adunat un dosar. Am prins și deja de chestiune? Da, un dosar. Pe 9 martie. Dumneavoastră? Nu, eu. Nu. Un singur dosar. Lungul Dumitru. Da, mă rog. Un singur dosar. Din capul ăsta. Da, eu știu, zic că... Da. Supun aprobare dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul Martin, pentru? Pentru. Eu zic doar pentru. Toată lumea pentru, da? 13. Deci proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice pe raza comunității Vâlcotuș, având în vedere prevederile care, se hotărăște ca desfășurarea în mod pașnic și civilizat adunărilor publice și mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții, procesiuni și, și alte asemenea, ce intră sub incidența legii 60/91, se stabilesc următoarele locuri. Am reținut Târgu Totuș, Tutea și Comuna Târgu Totuș. Comuna Civișoara, pardon. Au fost mai multe propuneri. Vreau să văd și... Pe sate sunt locuri. Pe sate. Care este propunerea dumneavoastră și trebuie să aprobăm acest lucru. Poftiți. Deci de la pentru Târgu Totuș. Deci eu dacă mă refer, mă refer direct la comuna. Așa, pentru Vișoara, pentru Vișoara. Pentru Vișoara, domnul Avădăni și pentru satul Tuta, domnul Forbuș. Poftiți, domnul Mitter. Deci referindu-mă direct la satul Târgu Totuș, de care și eu fac parte, aș propune ca adunările să se țină la școală și poate dacă aici în față, în parcare, sau la, la zona asta, cum îi zice, la bufet acolo jos. Deci la... Median, primărie, școală și mai unde? Jos la, la bufetul de poliție. Nu la poliție, dar... Posta cooperație, da. Posta cooperație, da. Da. Cooperativă. Deci, da. Nu înțeleg cum faci. Școală, median, primărie și posta cooperativă. Bun, bună din parcare. Parcare, median. Deci parcarea primăriei aici în față, da? Parcare, domnul. Parcare. Da. Bun, din Târgu Totuș, cine mai este? Să vedem ce opinie aveți dumneavoastră. Poftiți, domnul Abă. Cred că cel mai bine ar fi în parcare aici, la primărie. La primărie. Da. Altcineva dintr-o mai la centru. Nu, parcăm... Câtă lume s-a luat? Trebuie să facem un arșiu acoperit. La nevoie e în caste și o metru. Domnul Mitică, un pic din expresă la ceilalți ani și ar fi cel mai bine la școală. Acolo este tribuna și astea. Cel care organizează să-și asume răspunderea și atâta tot. Ce atâta locurile? Că ce-mi place? E o problemă, nu este grup sanitar. Păi da, dar nu mergem nici cu băuturi. Dar nu mai dă din băut, acum nu nimic. Aici la primărie începe. Deci aveți trei propuneri. Deci eu astea tot la școală. Cine este de acord ca pentru adunările publice să se realizeze în incintea școlii comunale? În curtea școlii. În curtea școlii. În curtea școlii. În curte sau în incintea? În curte. În curte. În curte, nu în școală. În curte, nu în școală. În curtea școlii. Nu, nu, nu. În curtea școlii. În curtea școlii. Este scenă, este tot. În curtea curții școlii. Pe terenul. Pe terenul. Bun. Cine este pentru? Pentru incinta? Așa. Neavând alte... Deci, mă rețet Târgu Totuș. Satul Vișoara. Domnul din Târgu Vișoara. Poftiți, domnul Avădăni. Târgu Vișoara... Eu aș propune să facem la Pastea, la Manistaminul. În Beci. Unde? Pe Iadomă. Sala de festivitate. Cămin Cultural. Cămin Cultural. Cămin Cultural. Cămin Cultural. Cămin Cultural. Cămin Cultural. Mai există altă propunere? Vă mulțumesc. Deci, sunteți de acord cu incinta în fața bisericii, în fața bisericii, da? Sunt la Pastea ceva. La Pastea. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Iar pentru satul Tuta? Da, poftiți, domnul Porcoș. Având în vedere că nu avem un comun cultural, tot aparată să-l facem și cel mai bine ar fi în centru. Centru, acolo, la, între biserică și cooperativă, da? Exact. Bun. Alte propuneri? Centru. Centru sat. Centru sat. Centru sat. Biserică. Lângă biserică. Biserica catolică. Da, da. Cine este pentru? Ortodoxă.
Scrie-o pe domnul. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Trecem la următorul punct. Stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Se apropie nivelul contribuției al Consiliului Local de a finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap în procent de 35% din costurile anuale stabilite de hotărâre Consiliului Județean numărul 32/2016. La expunere de motive, dacă aveți ceva de spus din aparatul domnului primar. Doamna Contar. Uite, contribuția care o plătim 35%. Da. Sunt banii care îi primim la Consiliul Județean, îți prind și un buget, dar trebuie să nu mai hotărâri. E vorba de o singură persoană? Nu, nu, nu. Copiii din ceea de plasament. Da, nu. Da. Dacă aveți ceva... Anual. De ridicat, dacă nu suntem la aprobării, cine este pentru? Împotriva, abțineri, vă mulțumesc. Pentru toată lumea, da? Da. Pentru 13 6. N-a fost operativă. Da. Deci, aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici și instituții publice să aprobă modelul de contract de servicii de salubrizare pentru agenții economici, instituții publice, conform anexei ce face încălzat partea integrată din prezenta autorări. Ați luat act de acel model de contract, o secundă. Cred că a studiat. Aici cu 050. Deci, lucrul ce este important și este bine să vă aduc la cunoștință, este vorba de contravalorul cantități minime, este de 0,5 metri cub de deșeuri menajere reziduale pentru utilizatori agenții economici, instituții publice, PF-uri, magazine mici, cu maxim 3 salariați, cabinete notariale, cabinete stomatologice pentru fiecare punct de lucru. Da. Domnul Ministerul Bunfano, domnul Livio, domnul Mugureanu. Așa, bun, nu mai puțin. Și cam asta ar fi cel mai important lucru, pentru că au fost tot felul de discuții și am avut și întâlniri cu agenții economici și este bine ca să luăm act de, și de propunerea dumnealui și de modelul acestui contract și ce aveți ce discutat la acest punct al valoarea de 317 lei. Ai altă. Se plătește adisul rompresului. Deci nu-i trebuie. Nu, e băgat. A, este băgat și asta? Deci, e articolul 1, 2, 3, da. 4 și 5. Scuzați că n-am parcurs să cere 4 hotărâri legate de acest punct al ordine de zi. Se împuterceste domnul viceprimar Ababii. Se propune aprobarea de contări de adis de prestări la telefonul de 317 lei. Deci, vorba de propunerea aprobării de contări de către adis, către Romprest, a prestării serviciului în tarif unic de 317,73 lei tona fără TVA. Atât pentru deșeul din mediul rural, cât și deșeul pe mediul urban, pe care pe durata perioadei de tranziție. Știți că perioada de tranziție este mică, am reținut. Câte perioade de tranziție? 2 ani. 2 ani? 2 ani, da. Deci 3,17 lei pe tonă. Pe tonă. 317,17 lei în tonă. 3.170.000. Așa. Legat de cele două probleme. Ce aveți de ridicat? Da. Numai puțin, domnul? Numai puțin. Domnul Mititeru, a cineva? Ungureanu și domnul Moise. Mititeru. Domnul Ungureanu. Domnul Moise. Moise. Martin. Și Martin. Mititeru Florin. Și Mititeru Florin. Deci... Poftiți, domnul. Am Liviu. Două întrebări, dacă răspunde domnul Ababii, dar prima, cred că nu vă mai pleca, dar domnul Ababii, sunteți delegat de noi cei de aici, ca să nu mă mai acuzați care colegi, care noi, de noi consilierii, să ne reprezentați în Adis Bacău, da? Deci vreau să spuneți,
Ce reprezintă această sumă de 317,73 de lei metru, la tona, pardon. Deci fără TVA înseamnă vreo 380 ceva, mai ales 380 aproape. Ce reprezintă? Și vreau să știu că dacă la contravaloarea unei cantități minime de 0,5 metri cub la o societate care spune că la 1, 2, 3 angajați, deci aș vrea să știu, dacă acea societate, deci el încă mai are actele valabile, dar nu funcționează. Deci el a venit, a luat de la noi, de la primărie, în speță de la dumneavoastră, da? I-ați dat autorizația de funcționare. Da? Vreau să știu, el mâine și-a încetat activitatea. Ce face acea persoană, în speță acea societate? Mai plătește, nu mai plătește. Care este rolul lui? Deci fiind societate, da, lucrează direct cu Rompresc. Fiind societate. Deci s-a scăzut cantitativ la 0,5. Așa, și ca preț acum este 65 de lei pe... Jumătate. De... Da. Dar, când sunt mai multe adunate cu noi așa, el poate să mai vină încât de, și de 10 lei mai bine. Dați seama. Că sunt și societăți care produc. Asta e adevărat. Pe noi, în speță, ne interesează ceea ce dăm Rompresc. Public. 65 de lei de jumătate. Și atunci revin la prima întrebare. Bun. Care mi-a spus. Deci se propune aprobarea de contrării de către ADIS, către Rompresc. Bun. A prestării serviciului la tariful unic de 317,73 de lei, tonă fără TVA. Ca să o luăm așa, nu vrei să fie acolo. Deci pe noi ne interesează pur și simplu cât dai ca societate. Nu, dați-mi băieți. Nu, eu nu facem. Domnul de Cățel. Poftiți, domnul. Pagarea asta de 317 de lei, o plătește ADIS-ul Rompresc. Asta e ADIS-ul una și Rompresc-ul e altul. Deci Rompresc-ul casează 317 lei virgulă cât este acolo, pe tonă, de la ADIS. Acolo intră. Transportul intră, eu știu, separarea, ce au ei acolo. Nu-i problema noastră, nu plătiți niciun agent de-a nostru, așa ceva. Noi nu plătim decât 3 de 7-6. Bun, eu vin cu întrebarea. Da. Ne garantează nouă cineva că noi nu mai plătim majorări, de exemplu, dacă noi am plătit în spețe, eu dacă am plătit, am plătit cu noi pe total. Mai întreabă și alți cetățeni. Dacă am... Dar îmi gândiți și alte la picule. Dar ce așa ai mult și ai ieșit în zilei pe toane? Pe jumpe de vreo 5 toane. Păi haideți să vină reprezentant, să vină la fiecare societate acasă, să vedem ce bune are omul ăla, să vedem societatea, nu? Cum se încheie? Deci la ședința ei, Rompresc-ul și s-au discutat și problema reducerii și mai puțin a cantității de... Adică a propus domnul Ficiu să marge la ONU. Să fie 0,250. Dar nu s-a aprobat. Deci nu s-a aprobat decât a rămas la 0,5. Stai. Eu am omis să citesc mai departe domnul consilier Lenghen. Da. Am omis să reduc, să citesc mai departe. Zice așa. Deci contravaloarea unei cantități minim de 0,5 metru de cerul reziduale pentru utilizatorul de agenții economici. Și alt subpunct zice contravaloarea unei cantități minime de 0,25 metru cub de deșeuri reziduale pentru fiecare punct de lucru. Da, da, și chestia pentru ce, la ce se referă, domnul? Cabinet medical, entomatologi, nu puncte de lucru. Da, până în trei salariați. Da, tu bine. De aici, pentru cine pentru... Trebuie să luăm cuvântul la rând să o ia. Da. Deci, eu v-am citit. Ați avut și dumneavoastră, ați studiat. Zice domnul Moise, vă rog. Eu am văzut ședința ADIS-ului de la cap până la coadă, cu primarii din județ și cu ăsta. Este o mare nelămurire la nivel de ADIS Bacău. Da? Fiindcă este injust să-i cer la unul care are o societate și nu produce gunoi, să-l obligi să-ți cumpere ție gunoi 0,5 metri cub, care pur și simplu nu-i produci și îți ia banii aiurea. Deci eu văd un conflict între ADIS și Rompresc, care nu sunt de acord cu el. ADIS-ul ar trebui să ne prezinte pe noi, și cetățeni, și firme din județ, nu să fie de acord cu Rompresc. Bun. Eu asta am văzut și asta e părerea tuturor. Este pe internet postată ședința ADIS-ului și asta e părerea aproape majorității oatelor din județ. Asta e o problemă care
Deci eu banii reduce 90, sunt într-adevăr unele societăți care produc, e binevenită și scăderea asta, 0,5 metri cu pe lună. Dar sunt, eu zic în tuta, suntem o prelucă, sunt câteva firme care, pe care îi ajută. În acest sens, ce ziceți? Sunteți? Ce propuneți? Anularea? Nu, domnule, este clar și părerea multora. Da. Cât cu noi produci și îți preia un preț, toată trebuie să plătești. Se cum să plătești cu ceva ceea ce nu produci? Pe bază de bucești verbal. Bineînțeles. Băi, mi-ai preluat o tonă de gunoi, o tonă de gunoi îți plătesc. Mi-ai preluat 3 sau metri cu 3 metri cu îți plătesc. Deci dumneavoastră propune sub acest amendament să aprobăm acest model de contract. Când produce fiecare, pe bază de bucești verbal. Cum să aprobe acest model de contract dacă omul nici nu s-a referit la acest model? Omul s-a referit dacă în general 10 kg de gunoi, 10 kg plătești. Asta. Păi, dacă nu-i proces verbal, el dumnealui zice așa, ți-am plătat 0,1 metru cub. Atâta plătești, 0,1 metru cub. Așa, domnul Curea, poftiți. O secundă. Poate mi-a zis cu cântarul. Vă rog, de când este cu 0,5 metri cub? De când ai intrat în vigoare? Că mie astăzi mi-a venit factura. Da. Deci vorbesc în cauză. 1300, deci 130 de lei. Pe luna februarie. Hotărârile de Consiliul Local intră în vigoare după ce Deci totuși am avut o discuție și de luna trecută, în luna februarie, când deja erau vorbe sau atunci și erau mai vorbe. Deci după 5 zile de la aprobare. Bine, Consiliul Local are nicio... Deci va fi valabil începând de pe 1 martie sau cum? Deci toate hotărârile de Consiliul Local la 5 zile după emitere devin... Până asta intră în vigoare, deci noi vom provoca. Doamne, dar contractul este făcut între Rompres și societatea Rompreanu. Noi care am fost uleacă forțați la... La prima fază a trebuit să semnăm. Da. Acum a trebuit să plătim. Nu, cu ea am refuzat să plătesc factura, sincer. Și ce va mai avea? 130 de lei. O tonă. Deci un paragraf de hotărârea Consiliului Local este următoare. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare. Deci, atunci va trebui să plătim 130 de lei și de pe 1 martie voi plăti 65. Nu, 1 martie. 1 aprilie. Pentru la martie te aplică, da. Bun. Bine, iar intervine acea problemă cu Consiliul Local, nu are nicio treabă între, să intervină în contractul între două societăți. Este o problemă foarte. Mai aveți o rubrică poftiți. Dacă și ei doleacă bat joc de noi sau noi, nu putem. Să nu mai cereți autorizații, deci pentru societățile care vor autorizații de funcționare, să nu mai cereți să ai contract cu noi. Deci chiar vă rog să nu mai cereți că... Nu mai cereți de la ei sunt... Păi o firmă, haideți că pe lor o să plătesc. Na, 5 angajați. Dar cum sunt alții societăți mai mici? Așa, nu mai zic unde. Atunci să plătească cum trebuie 300 sau 65 de lei. Încercați să rezolvăm. Că trebuie să putem să... Domnul Martin, poftiți. Eu aș vrea să propun pentru luna viitoare un proiect de hotărâre. Avem aici la domnul Mititielu un registru pe care s-au făcut de multe cereri. Sunt persoane care nu pot plăti la 3 luni lunar, au cerut să plătim lunar. Eu aș fac un proiect de hotărâre să plătească fiecare lunar prețul și la sfârșitul anului, dacă nu și-au plătit ăsta gunoi, atunci ia penalizare. Dar până la urmă sunt persoane care au o pensie de 4 milioane. Până la urmă le face și un avantaj. E firmă privată, adică. Nu aparține de Consiliul Popular, totuși, totuși, nu? Deci noi hotărâm și treaba asta dacă facem. Noi pentru oameni și noi încerc să-i alegem, să ne aleagă consilieri, să ne aleagă viitorii senatori. Deci trebuie să facem ceva pentru ei. A disest asociație. Da, eu... Gândeam și noi, e firmă privată, nu e firmă de stat. Nu. Și noi suntem adisul. Da? Noi suntem adisul. Păi da, dar noi ținem, noi tot noi ținem, noi dăm 25 de milioane, nu ne-am tot. Asta e o propunere de-a dumneavoastră. Poftiți, domnul Mitea. Vreau, deci nu fac campanie ca nimic, vreau să fiu scurs la obiect. Am făcut niște calcule încă de când am primit hârtia acasă. Am făcut un calcul estimativ pe anul, un an de zile, la 4.500 de persoane. Deci n-am prins tot, mai sunt cu handicap, mai sunt diferite persoane, da? La 45 de lei pe an, înseamnă 202.500 lei. Da? Și TVA-ul, dacă punem la 317 lei, ceea ce zic eu aici, ajunge aproximativ la 400 de lei. S-a făcut un studiu pe o lună de zile sau pe cât
cât gunoi să ia și cât trebuie să plătim, că să nu ajungem în impozit, vedea să nu plătim, nu putem plăti și să ne punem la penalități, sau să unele persoane nu o să plătească, poate. Atunci ce facem? Și de exemplu aici, deci cum am calculat eu, da. Deci la suma asta, ar fi vreo 506 tone pe an, din care împărțite la 12 luni, ar însemna 42 de tone pe lună. Iar pe săptămână ar fi 10 tone, că în general cam de 4 ori vine mașina. Da. Ei, ne încadrăm în banii ăștia, că ar trebui făcut un studiu de impact, cât de cât, că doar de acum a trecut ceva timp, nu? Câți metri cubi eu strâns mașina respectivă, câți bani se dă și să vedem dacă ne încadrăm. Că noi tot ne cramponăm la suma pe care au zis-o ei și astea, dar dacă nu reușim să strângem banii, ce facem? Factura vine. Factura vine oricum și pățim exact ca la apă, pățim ca la apă și să plătim majorări. Păi, doamnă, pot să răspund. Deci pe mine nu mă interesează, că nu fac campanie electorală, dar am făcut un calcul așa estimativ. Nu, aveți... Și tot așa estimativ, se poate face un calcul și la societăți. Dom'le, eu cam cât pot să produc într-o lună de zile cu noi, da? Deci atâta. Păi atunci, cel care vine și îmi dă factură, să-mi facă pe ce am estimat, da? Deci să vină de știin la RomPress, să-și trimeată reprezentant la societăți și să facă o estimare. Dom'le, estimativ cât? Atâta, da? Și atunci plătește fiecare. Nu să trimeată hârtii, că hârtii e ușor de trimis. Ce nu mergeți în ampis să spunem? Bun. Altcineva? Dar am zis cine, că știți am foarte bine cum a fost și când am fost și astea, domnul Beni a băgat pumnul în gură lui domnul Miron de la Comănești. Nu mai este. Nu mai este. Dar, nu mai este. Dar la Adis nu se poate face nimic, că am fost acolo și știu. Aveți dreptul să... Nu? Cine deja a fost știu. Deci trebuie făcut un studiu de impact și am văzut care este situația. Am reținut treaba asta. Da. Ce zici, domnul consilier? Deci și acolo se spune prețul de 317,7 lei pe tonă, iar dincolo un contract 0,5 metri cub. Care este legătura între tonă și metru cub? Asta îmi întrebați și eu mai mult. Nu, domnule, dacă te uiți la ședința, eu de bandare acolo, nu înțelegi nimic. Pe metru cub, dacă pui cartoane și pentru și astea... Atât la apă, echivalentul unui metru cub cu o tonă, dar la deșeuri menajeri... Și aici vă gândesc că v-ați... Și ieși afară de acolo. Păi ei fac sortare. Fac sortare la, aici la Orești. De asta se plătește. De asta se plătește transportul și sortarea. Și sortarea pe mă rezultă într-o cantitate. Care ea, urmă, cantitatea o duce la celul la unul și celul la doi. Eu mă refer la agenții economici. Și vă luăm 40 metri când îți plătești 0,5 metri cub. Care e transferul de la tonă la metru cub? Asta mă interesează. Eu știu că rău, prețul merge direct Bacău. Nu merge, nu rămân la Orești. Sucedem mașina asta să manipulați și merg direct. Doamna, nu cum la cașul meu. Prețul duce discuții de la noi la Onești și după ce face sortarea de la Onești la celul la unul. Da. Da. Nu merge mașina plină direct la Bacău? Nu. Nu. La se sortează. Sigur că da, se sortează. Se sortează și nu mai. De asta cred că ne iau plăți până... Eu vă spun sincer, deci n-am să votez această mizerie de proiect, pentru că vă spun sincer, atâta timp cât antevorbitorul meu, domnul Moise, a spus și eu am revenit imediat, dumneavoastră poate n-ați înțeles ideea. Dacă unul a generat 20 de kilograme de gunoi și atâta poate să facă la mine, am pus întrebarea domnului Ababi, ăla nu poate să facă mai mult, domnule. Nu face mai mult, pentru că are 3 metri pătrați, da? Eu nu voi vota acest model, pentru că dacă se duc unii și stau ca păcușinii mapeți acolo la ședință și nu fac, nu lovesc cu punctul masă să facă ceva, pentru că ăla doar e în bască, știți? Nu face nimic. Atâta timp când nu ești vehement acolo, nu-ți expui punctul de vedere, nu se face nimic. Deci eu nu o să vă trebuie să împotriva acestui. Dumneavoastră vreți să faceți o mențiune și legat și de propunerea domnului Moise, ca acel... Nu din propunere, propunerea am făcut-o eu. Și domnul Moise, ca... Haideți să fie serios, că nu știm unde să duc la el, domnule. Mașina sunt cei care vă împresc, mergi de la Bacău. Și dragă, nu știu. Deci tu... Eu mai puțin cum n-ați, mi-a spus la cum n-ați, mi-a nu mai puțin la cum n-ați. Ați vorbit, domnule. Da, lăsați-mă 2-3 secunde, după aceea mai vedem dacă mai dau pe bărți. Deci, sub această rezervă, al propunerii domnului Moise și a dumneavoastră, în sensul că să se prevadă în acest moment de contract
ca în funcție de cantitatea ridicată la fiecare agent economic să se deconteze contravaloarea prestației. Nu vedeam noi un contract pe care nu îl semnăm noi. Este un contract între Romprest și persoanele juridice. Și atunci de ce ne cere nouă să... Și atunci exact ce ai spus, atunci de ce ne cere nouă cu chestia asta? Dați-mi mine pietre. Păi nu dau doamnă cu dumneavoastră cu pietre. Doamnă, atunci de ce ne cere nouă minunea asta? De ce ne bagă pe gât proiectul de hotărâre? Și de ce suntem... Da, atunci de ce suntem noi doar obligați ca să plătim din bugetul local taxa ca să stea ei, ca să-și întrețină mașinile alea, alea? Pentru ce? De ce nu mergeți la ADI să spuneți... Doamnă, nu sunt reprezentantul legal eu, doamnă. De ce nu sunt reprezentantul legal al comunei Târgu Trotuș ca să reprezint comuna Târgu Trotuș în ADI Bacău? Doar. Dacă aș fi, m-aș duce și ar fi ce trebuie să fac. Vă spun eu. Domnul Mitel, mă rog. Vă spun, având în vedere cele discutate, supun la propriei dumneavoastră. Dar n-am terminat, eu am zis-o băgat o mână. Da. Vă spun fiecare. Dacă ne-aș mai bine aminti în ședințele anterioare, am votat un regulament de funcționarea acestei societăți de preluare a numele omenajerii prin nume de Romprest și spunea clar acolo că contractele între societate și agenții economici se încheie de bilateral între ei, nu da. Prin acest consiliu local unei incertări permanente. Așa este. Bun. Care este rostul acestui de contract? Vă spun că nu putem acest să facem noi amendamente la contractul. Care să-l contract să-l aprobăm noi. De ce? În primul rând, nu știm exact legătura între tonă și metru cub. De asta îl aprobăm, că noi suntem ADIS-ul. Păi suntem o parte din ADIS. Cotizanți, suntem cotizanți. Suntem de vis, poate. Doamna secretară, dacă se poate. Dacă se poate, în opinia mea, eu nu cer demisie pentru această. Nu. Sunt reprezentantul ăla. Nu, nu, da. Nu, nu. Păi dacă nu sunt niciodată, deci n-am un cuvânt de spus. Aia se vede la televizor, deci au văzut-o domnul Moise. Și cine a mai văzut-o, l-am luat un reprezentant de la primărie, vină și tu cu mine, că avea treabă, vină și tu cu mine la o ședință, de ce înseamnă o ședință. Deci mereu sunt acuzat. Deci nu s-a dus la nivel de mare, niciun. Dar nu zice nimeni să merge, puteți merge toți 14 la ședințele de azi. A fost la ședință? Da, vă doare. Florești? Da. Nu, nu, Florești. Nu, Florești. Am avut treabă mai acasă, voi vină și la ședință, vreau spus să desfășoară ședințele. Și lasă-mă. Și o tras cu ce văzut, o văzut și domnul Moise ce înseamnă o ședință de azi. V-ați contract cu ei un pic în ședință? Da, nu am contract cu ei. Dar de ce nu m-ați sunat cu ei? Mergeam eu. Știu. Știți, nu? Deci ați văzut frumos și am făcut. Deci ați văzut ședința. Nu trebuie să vedeți și oră la ședință. Păi nu, dar vreau să mă luați pe mine. Niciodată, dar ce Dumnezeu? Vă rog, vă rog, vă rog frumos. Supun aprobării dumneavoastră. Deci sunt două propuneri, două legate acestor hotărâre. Două articole. Să aprobă modelul de contract. Dacă sunteți de acord cu acest model de contract. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Statului, să scriu. Pentru. Cine este pentru? Pe atunci acest model de contract. Nimeni. Ok. Cine este împotrivă? Sau cine? Nu și. Nu. Cine este împotrivă? Împotrivă. Împotrivă. Stați așa un pic. Împotrivă, domnul Băgă? Mai bine ți-e și o urmă de bază. Deci, da. Mai deci, înseamnă că se abține domnul Băgă. Da. Și împotrivă restul proiectului. Da, bun. La al doilea sunt punct. Cine este de acord cu decontar de către ADIS, către Romprost, De remarca. A tarifului de 317,73 lei tona de deșeuri menajere. Cine este de acord? Să citim bine acolo, că e chiar lui Adicuraș. Român prost? Da. Român prost? Cine este pentru? Nu la românii, păi n-am putut. Cine este împotrivă? O secundă. Cine este împotrivă? 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 Deci, am zis. I-a dat 317 lei să dea adicuțiul de român. Nu știu de ce. Dacă nu am fost la prima și să dăm, deci cred că Vă mulțumesc, trecem la urmă. 13 împotrivă și o abține. Da, și rostul mai are. Tot hotărârea nu putea prea fi. Bineînțeles. Aprobarea planului anual de, și de perspective pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul comunei Târgu Trotuș. Se aprobă planul anual pentru asigurarea resurselor necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2007, conform anexei numărul 9. Se aprobă planul anual pentru asigurarea resurselor necesare. Vă rog frumos, o secundă.
Deci se aprobă planul anual pentru asigurarea resurselor financiare pentru gestionarea situației de urgență. Se aprobă planul anual pentru asigurarea resurselor materiale necesare gestionării situațiilor de urgență, conform anexei numărul 3. A studiat aceste anexe. Da. Legat de acest punct la ordine de cine are ceva de ridicat. Poftiți. Nu, domnul. Poftiți. Deci domnul Goagă, domnul consilier Goagă, altcineva? Da, bine, e de text normal. Așa, altcineva? Poftiți, domnul consilier. Având în vedere că primăria are angajat o secundă. Acest compartiment, de ce nu-i prezent la ședință? Cine? Că e prezent la ISU, comunamată, retribuită din bugetul local. De ce nu este prezent ca să ne prezintă? Bă, nu, ca să ne... Nu, trebuie să vă întrebări. De asta nu s-au pus întrebări, probabil. Sau să o cunoașteți, să o cunoașteți. Da, dumneavoastră vă întreb eu, dumneavoastră o cunoașteți? Am întrebat, domnule. Pe comisie, da. Ieri cei care au fost, sunt întrebat pe comisie. Da. Dragul Simon al lui colega dumneavoastră doamnă de peste drum? Nu, îi spunea Șerban. A, Șerban. Ce scuzi? Toți Simonii, mai multe Simonii. Trei Simonii. Comisia 3 a întrebat. Ieri a venit, fata a spus. Vă răspuns întrebărilor domnilor consilieri. Deci pe comisie a răspuns. Da. Da, da. Pe comisii au venit, ați ținut aici pe bord sau în birou la noastră? Da, altcineva. Aici. Să-ți spun ceva să întrebăm pe dumneavoastră. Vă rog, vă rog, vreți să luați cuvântul? Nu, 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 atâta vreau să întreb pe doamna secretar. Ați fundat acolo în invitația de ședință, președinții comisiilor sunt obligați să vină să redacteze. Da, la sediu. La sediu primării. Da. Unde? La sediu primării. Aici. Aici a fost comisia. Aici? Aici, exact pe masa asta. Avem sală de consiliu. De ce nu face doar de primarie? Ia întrebați-l pe domnul Martin. Ce e sala de ședință? Ce e sala de ședință? Vă rog să mergeți împreună. Când terminăm, mergem și vedem ce. Dar ce faceți? Și la pensionar sau la ce faceți? Mergem după ce se termină ședința și o să vedeți ce. Dar și unde mai încă? Mă rog, am pus, am punctat ceva așa. Domnul Martin la fel a zis, ieri s-a văzut ce e. Nu, da, asta este. Deci dacă mai are cineva ce vă dedica. Dacă nu, supărim aprobări. Cine este pentru? Ba da? S-a discutat? Cine este pentru? S-a abține cineva? S-a abține? S-a abține nimeni, da? Eu m-am abținut. S-a abține domnul Goagă. S-a abține domnul Goagă. S-a abține ușor. Deci pentru 12, domnul Goagă. Ok, mai departe, domnul Goagă. Ce e? Domnule, nu știu, mi se pare. Doamna, haideți să dați-ne legat de treaba asta. Deja am trecut următorul punct de amănunt. Nu, 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 nu. De ce? Nu, nu, trebuie să fim foarte. Vom vota proiectul. Ce sumă? Ce sumă? La ce sumă se referă? La situații de urgență sunt 200 de milioane prinși. Nu întotdeauna s-au cheltuit. Mai mult de 50% nici anul ăsta cred că nu sunt cheltuit, dar trebuie să facă un buget. Asta e aportul financiar. Da, deci asta e cere și probabil. Prin bugetul local. Da, din ăia, din 200 de milioane. Dar care este venitul propriu? Strânsând la capitolul pompier, deci tot situația. La ISU. Da, da. Vă referiți. Sunt 42.000 cu tot cu salubritate, că sunt la un loc, din care 38 de salubritate și 4.000 ies. Mulțumit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. Proiect de privință scutirea de la plată taxe speciale de salubritate pentru următoare persoane. Categorii. Persoane fizice sau juridice din raza comunității cu totul. Ce se referă la persoane cu dezabilități speciale, cu handicap și grav și... E luat din codul fiscal. Din codul fiscal, exact, da. Din codul fiscal, luat... Așa, dacă nu scrieți eu, așa este inițiatorul. Da. Dați-mi voi, domnul președinte. Că le citeți eu. Sunt inițiatorul? Da, da. Da, bă, nu sunt inițiatorul. Da, da, da. Poftiți, poftiți, vă rog, vă rog. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plată taxe speciale de salubrizare pentru următoarele persoane fizice și juridice de pe raza comunei Târgu Trotuș. Dau citire direct proiectului propune, articolul 1 se propune scutirea de la plată taxelor speciale pentru următoarele categorii de persoane. Veteranii de război, văduvele de război și văduvele necăsătorite ale veteranilor de război. B. Persoanele fizice prevăzute la articolul 1 din decretul lege numărul 118 per 1990, republicat cu modificările și completările ulterioare. C. Instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Științifice sau Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice.
de fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituțiile culturale, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural. E organizație care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate în condițiile legii. F. Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuați și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. Și articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă, judecă penitenciar administrativ și fiscal. Bine, domnule. Consilier, da. Eu. Deci am propus acest proiect de hotărâre. Da. Pentru că am ținut, deci am avut în vedere că în această comună din care fac parte și satele Târgu Drotuș, Lișoara, în speță respectiv Tuta, sunt o grămadă de persoane cu handicap. Deci am venit, m-am consultat cu doamna secretară, doamna Dana, și am ajuns la concluzia că persoane cu handicap, cu handicap grad 1, handicap locomotor mai sever sau mai puțin sever, nu ar trebui să plătească gunoiul. Eu, după mine, aș fi inițiat un proiect mai stufos, în care să spun acolo că sunt scutite și la plata impozitului, că pentru că... Sunt de dreptul. Sunt, da? Bun. Da. Dacă sunt, e ok. Dar trebuie scutite persoanele cu handicap, dați-vă voi, persoane cu handicap și însoțitorii acestora. Doar deci, la gradul 1. Deci, la gradul 1, da. Deci, pentru că, doamnă, eu am văzut, știu ce înseamnă să iei un copil cu handicap de 40 de kilograme, tu ca femeie la 50 de kilograme să le iei în mână, în brațe, pardon, și să-l duci până la săltării și să te plimbi pe frigul ăsta. Deci eu am văzut persoane, credeți-mă, mi se rupe inima mine, nu fac politică, nu fac nimic. Chiar vă rog să închideți camera, să opriți, ca să nu... Așa, nu, așa. Nu, deci pentru nu, că... Nu, nu, vă rog frumos. Nu, deci problema este... Mai aveți ceva de spus? Nu, da, problema este felul următor. Deci să iei copilul de 40 de kilograme, o femeie de 50, mi se pare penibil. Măcar atât să putem face și pentru... Vă mulțumesc. Cine e cu pentru acest punct? Domnul Avădăni, domnul Martin. Altcineva? Domnul Martin, poftiți. Deci vreau neapărat să iei gradul 1, grad de handicap. Da, scrie. Și persoane care au copii. Că mai sunt și cazuri când fiica trebuie să aibă grijă de mama ei, da? Mai și scutim și la impozit, îi dăm și salariul mediu de economie, da? Dacă se poate și noi voastră. Nu-i de țară, 14 și 45 lei. Liviu, sunt alții, mai spus eu ție, că ai spus că nu trăiesc alții cu salariul minim pe economie. Sunt care trăiesc cu salariul minim pe economie și fac la veta. Poate tu nu poți trăi, dar alții trăiesc cu salariul minim. Da, vă rog, vă rog. Deci asta, da, domnul, altceva. Deci atât. Domnul... În legătură cu proiectul de operare inițiat de domnul Diceanu, da. Vreau să vă spun că aceste... Cadre de care. Ce vrea el la medare, că le vrea el la Coroșar, deja sunt stipulate și noi deja așa am încasat până acum. Nu? Deci la persoane, la văduve, la de război, la veterani de război și soții de văduvelor de război și persoane cu handicap de gradul 1. N-am treabă cu persoana care îl întreține pentru că îl produce cu noi și vorba aia și ia salari pentru că îl întreține pe ăla. S-a terminat. Adică noi nu avem aici un sac de bani așa și să dăm la fiecare n-a de colo, n-a de colo, că sunt foarte mulți handicapați. Ce aia au alte beneficii de pe altă parte. Nu se pune problema, că chiar și eu de la guvern. Deși și ăla produce cu noi poate mai mult, să nu mai zic, de Pampers, câte și mai câte și nu se deplasează. Altcineva? Deci, atât, da. Deci eu sunt împotriva acestui proiect inițiat de domnul Bitelu, pentru că deja era stipulat în lege și noi așa făceam până acum. Ce rost mai avea, nu poți să știu. Atât. Dar e să știi că înainte de... Vă rog. Așa este, domnul. O secundă. Bun. Altcineva? Este un proiect de hotărâre inițiat de un domn, coleg de al nostru. Și vă rog să supun aprobări. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Pentru? Deci, pentru. Cine este pentru? Vizitelul Liviu. Pentru aprobarea acestui proiect. Da. Domnul Marcu, domnul Băcaru. Și atât. Cine este împotrivă?
Împotrivă. Domnul a bătrânit, stat așa, a bătrânit, Lenghe, Ungureanu, Nica, și-a bătrânit. Nica, și atât. Cine se abține? Abținere. 5-5. Pitelu, Fâlă, Măise, Torcoș, Boagă. Deci a pus Mititelul Liviu, Alecu, Văcaru, Avădănii, Lenghen, Ungureanu, Nica, Mititelul Florin, Moise, Forcoș, Goagă, Ababe. Nu, Martin. Domnul Martin. Martin a fost împotrivă. La împotrivă? Nu, a fost de acord. Pentru? Da, pentru. Patru pentru. Martin. Bun. Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării unui studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, construirea două blocuri de locuințe pe raza comunii Târgu Troduș. Inițiatorul este tot domnul consilier Cătălin Liviu. Domnul consilier, vă rog, îi spuneți... Deci... Da, locuri, da. Așa, îi spuneți... La proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării unui studiu de fezabilitate, trec direct la propunere. Se propune instrumentarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, construirea două blocuri de locuințe pe raza comunei Târgu Troduș, județul Bacău. Deci, la acest proiect de hotărâre, m-am documentat și spune așa, la legea numărul 13, am vrut să... La legea numărul 13, de 2003 sau 2005, nu mai rețin acum, acordarea tinerilor au dreptul tineri până în 35 de ani la acordarea unui teren în suprafață de 500 de metri pătrați. Bun. Am vorbit cu doamna Bodron, nu mai există în Târgu Troduș nici o suprafață de teren disponibilă la această... intravilan pe care pentru intravilan, pentru tinerii până în 35 de ani, pentru a-și construi o locuință. Știm cu toții că în această comună avem o grămadă de tineri care locuiesc cu părinții, aș vrea să-și construiască o locuință. Bun. Neavând teren, consultându-mă cu doamna și neavând teren, pentru că eu nu l-am vândut, nici mama mea nu l-a luat când s-a dus, unde s-a dus, am spus așa, având o suprafață la sediu, fostul sediu al CAP-ului, m-am gândit așa, tot sunt o grămadă de profesori care fac naveta și spun că domnule, nu am unde să stea, nu ajung la școală. Sunt o grămadă de tineri. Am luat în calcul și pe domnul Sileșter, care și-a făcut și domnule, sunt pline. Spațiile lui sunt pline. Am gândit la un să spun la un studiu de fezabilitate pentru construcția a două blocuri pentru a ajuta pe tinerii noștri. Pentru, și pentru tine, și pentru cei care vin. Deci e un lucru bun pentru această comunitate. Acum, dumneavoastră, îmi dați dreptate sau nu dați dreptate, se va vedea la vot. Eu am venit cu proiectul, am inițiat proiectul. Dacă sunteți de acord, bine. Dacă nu, nu e nicio problemă. Ați avut în vedere toate detaliile legat de finanțare, legat de... Sigur că da. Deci finanțarea deci se va face de la Consiliul Local. Nu? Bugetul local. De la bugetul local. Deci construcția și finanțarea va face de la bugetul local. Banii vor intra la bugetul local. Practic să se facă de către primărie. De către... Sigur că da. Da, Consiliul Local. Bun. Sigur că da. Legat de acest proiect de hotărâre. Dacă aveți ceva de ridicat. Domnul Avădării. Domnul Goagă. Domnul Avădării. Domnul Goagă. Da. Domnul Ababi Dorin. Domnul Dorin. Da.
Altcineva? Da, poftiți domnul Abad. Abadani. Domnul Abad, prim. Dacă așa vrea, vă rog. Nu le-a fost primul. Nu contează. Poftiți domnul Abad. Ținând cont că s-a zis că va fi finanțat din partea primăriei, eu nu cred că primăria are atâția bani să construiască două blocuri. Asta e primul lucru. Plus, în zona străzii principale, nu avem canalizare. Nu știu dacă se dă voie de canalizare să facem așa ceva. Și facem, facem WC-ul în spate la, la blocuri. Și, după cum am înțeles, canalizarea și strada principală nici nu se va face, că nu, nici că nu e voie, nu e proiect, nu e... Mai întâi să fie canalizarea făcută și după aia facem și 20 blocuri. Bun. Asta e remarca dumneavoastră. Poftiți, domnul Barba. Deci, unul din punctul atins domnului Abadi. Da. Ceva, deci ca să... te apunim în instrumentarea unui proiect privind de... cum e intitulat? Construirea a două blocuri. Nu, nu construirea. Deci, la... Deci ca să pornim la acest lucru, neapărat trebuie să ai locul pentru construcție. Domnul Mitel a propus unul din locuri, fiind locul de la sediu. Ăla mai este disponibil, nu l-am propus eu, ăla mai este disponibil la ora actuală. Și acolo sunt capă două blocuri. În garantat. Nu prea. Bun, bun. Altceva? Nu, nu, deci pentru două blocuri, două locații diferite. Deci, dacă nu l-am spus, înseamnă că nu știți. Sau probabil că... Dar nu e intercontinental acolo, să nu credeți. Că se va construi hotelul intercontinental. Păi dumneavoastră sunt atâția tineri, fără locuințe. Deci trebuie niște locuri, cel puțin, 20 de apartamente, bucate. Păi, în mod cert, vor fi cu 20 de apartamente. Că se vor face pe palier. Eu când... Deci, întâi trebuie făcut studiul de fezabilitate. Dar nu am ajuns. Nu vom face cu 5 camere. Vor fi compuse dintr-o garsonieră și 9 camere. Deci, va veni o persoană singură care va dori să lucrească în mare unde sta. Și a treia remarcă. Da. Deci, în comuna trecut troturi, de când mă știu, nu a avut, n-a avut posibilitatea să construiască un cămin cultural. Loc de care, deci, obiectiv de care este nevoie oricând. Și nici nu au posibilități financiare să facă. Da, mă, mine o să facă două blocuri de locuințe care sunt mult mai costisitoare decât un simplu cămin cultural în suprafață de 50 de metri pătrați. Deci, remarca dumneavoastră. Poftiți, domnul Abad. Domnul Abad. Domnul Abad. În legătură cu acest proiect de hotărâre, prima dată i-aș atrage atenția domnului Mitelu că mai acum vreo oră și ceva, când a fost domnul consilier județean aici, i-a spus printre altele de ce s-a gândit să facă proiectul ăla cu modernizare stradă, nu știu, drumuri, tocmai acum, când a mai rămas câteva luni până la alegeri. Aceeași întrebare i-aș pune și dumnealui. Tocmai acum s-a gândit să facă. Deci, ai făcut acest proiect de prefezabilitate sau de fezabilitate cu 3 ani și jumătate, de exemplu, când avea o jumătate de an de mandat deja. Ca să poți să ai succes cu el, să ieși cu el până în timpul ăsta. Ori acum, înțelegem noi că pentru ce să face. Da, și asta e o remarcă și altă. Da, dar mai că eu știu să... Da, da. Așa, deci asta ar fi una. Iar asta, aș dori să-l întreb pe domnul Mitelu dacă au făcut un studiu de impact, pentru că zic și eu că sunt foarte mulți tine, dar eu îți asigur că chiar dacă am avea bocul ăla făcut, așa cum scrie la carte și cum ți aprob acum decât atâtea aprobări cu ISU și cu tot felul de lucruri de una de alta, chiria va fi foarte mare. Nu cred că acei virtuali chiriași care vor sta acolo vor pune, să mă scuzați, botul imediat să intre acolo la acest bloc. Așa alta este că nu vorba lui domnul Florin, dar de unde avem noi atâția bani acum? Sunt alte priorități care trebuie făcute, care de fapt deja le avem puse pe tapet, care deja avem proiecte făcute și realizate și plătite și cheltuite și muncă cu ele și întâi să le facem și pe ele și după aia să ajungem și în baza asta, că n-ar fi rău până la oameni, că intenția e bună, dar e făcută așa, ca să ne aflăm întreagă. Mulțumesc! Permiteți să-i dau o trecutare, sigur? Dacă mai are cineva ceva de ridicat la acest punct, dacă nu, poftiți, domnule, trebuie să răspundeți. Deci, domnul președinte, da. Deci am întrebat o replică, da? Da, sigur. Au să răspund elegant domnului Abădănii, pentru că domnul Abădănii
Crede că eu am plecat în campania electorală ca dânsul. Eu nu am plecat din sat, în sat, din poartă în poartă, să-i spun ăla, votează-mă, nu mă vota, alege-mă, nu mă alege. Da? Eu acest proiect, este un proiect în fază incipientă pentru un studiu de fezabilitate. Acolo, când am ajuns la fața locului, dacă există posibilitatea să se facă două blocuri, se vor face două blocuri, dacă nu, nu. Se va face un singur bloc. Posibilități de finanțare sunt N. Posibilități de finanțare. Da? Se pot lua fonduri din foarte multe locuri. Ori domnul, dacă vrea ca să-i spun, nu trebuie să-i spun. Eu și mai repet încă o dată, nu am plecat în campanie electorală, dar acum am plecat însumi. Însă, una la mână. A doua la mână, deci eu sunt foarte corect, foarte concis, foarte direct. Deci dacă vreau să fac ceva pentru această comună, se poate face, să ajutăm, facem. Dacă nu, domnilor, spuneți în față, domnule, nu se face nici cu asta, cu asta. De ce n-am făcut acum 3 ani jumate? Dar ce-am făcut domnul Avădănea acum 3 ani jumate? Că suntem colegi de 3 ani și 10 luni. Ce-am făcut? Pentru că știți foarte bine că sunt foarte vulcanic de la începutul mandatului meu de 3 ani și 10 luni. Nu am fost necuvântător, nu am fost papagal, nu am fost închis în colivie. Deci vorbesc foarte deschis, direct și concis. Sunt foarte vehement. Îmi convine un proiect, trece, nu îmi convine, spun foarte direct. Nu vă mușc pe la spate pe nimeni, domnule Avădării. Pe nimeni. Spune exact care este. Mulțumesc. De ce la remarci nu aveți? Poftiți. Da. O simplă remarcă la domnului Mirizelu. V-aș da un sfat. Ziceți că ar fi vorba de vreo 20 de garsoniere, apartament, mă rog. Credeți dumneavoastră că este viabilă treaba, faceți o listă cu 20 cei care ar vrea să stea acolo și dăm drumul. Deci dacă sunteți de acord, domnul Focoș? Eu sunt. Deci dacă sunteți și îmi promiteți că sunteți de acord? Eu sunt. Deci, dar aduceți lista respectivă. Domnul Focoș, dacă sunteți de acord și acum spuneți, acum sun în fața noastră, stați aici 10 minute, nu 10, 15 oameni din la ușa aici la ședință. Tineri care vor, deci, vă îndoiți, da, sigur, la fiecare sunt doi. Dar este legal să facă primăria asemenea chestii. Deci acest lucru l-am făcut ca să vină banii la bugetul local. Nu este ilegal, dar avem bani. Dacă avem bani, putem. Bun. Dacă mai are cineva de ridicat vreo problemă, dacă nu, vă rog să supunem aprobării acest proiect de hotărâre. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Nici măcar nu. Păi da. Eu nu am voie să votez pentru că sunt inițiator. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? 12, da? 12. Da. Vă mulțumesc. 10. Și dați-mi voi tot, ca să nu mai citiți noastră, domnul președinte, că e tot de-al meu proiectul. Tot anumit. Ah, da. Poftiți. Și ultimul, după ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării unui studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, construirea a două case ale tinerii, unei în satele Târgu Trotu și Tuta, precum și amenajarea unui teren de sport în satul Târgu Trotu și de Subacă. Deci, la propriu, se propune instrumentarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții, construirea a două case ale tinerii în satele Târgu Trotu și Tuta, precum și amenajarea unui teren de sport în satul Târgu Trotu și de Subacă. Inițiator, consilier local, editorul. Deci, domnule consilier, la expunerea de motive pot să vă spun doar atât. Exact cum a spus cineva dintre colegii mei, nu există un cămin cultural. M-am gândit la tinerii care sunt pe raza comunei Târgu Trotuș și am văzut că la fiecare sfârșit de săptămână, duminica, merg pe stradă, nu au unde să se ducă. În speță, în satul Târgu Trotuș. Nu au unde să ducă. Nu avem cămin cultural. Nu avem o casă a tineretului. Unde să se ducă și copiii să... Păi, să-și petreacă timpul liber. Acum, un teren de sport nu există la Târgu Trotuș. M-am gândit, odată ce aveți la Tuta un teren de sport, ar fi cazul să se facă și în Târgu Trotuș un teren de sport. Locația e foarte simplă. Nu se cumpără nimic,
nu se duce pe câmp la Cuca Măcăii, terenul este disponibil la școală, la școala Târgu Trotuș. Exact în zona aia din spate unde este toaleta. Deci m-am gândit acolo pentru un teren de sport sau, dacă nu, căutat altă sursă. De exemplu, părintele mi-a spus că ne oferă terenul care e aici în spate, în zona domnului Savoc și dispensar. Dar părintele poate să dea. Nu, a spus că dă pentru un teren de sport. Dar el dă de la puterea lui. Poate să dea... La biserică e ca și la noi aici, la consiliu. Da, da, dar a zis că poate să, bun, să dea o porțiune. Eu am zis, nu. Bun. Mai aveți, domnul Vizel? Nu. Bun. Legat de acest punct al ordinii de zi. Cine are ceva de adică? Ortoș. Ortoș, Abădărie. Am cineva? Eu am. Și domnul... Tot domnul... Moise. Și domnul Gureanu. Stați pitit. Moise și Gureanu. Moise. Și domnul Glavă și noastră. La urmă. La urmă. Deci la urmă. Se pot vedea că aveți la urmă. Domnul Forcuș. Da. Legătură cu proiectul ăsta chiar mă pune pe gânduri. Pentru că știu că domnul Liviu a vrut să taie toți banii de la culte. Și îmi cam dă de gândit așa. Aici ajung oarecum de pista domnului Abădănii. Ceva de campanie oarecum, ceva. Quiz. Quiz de campanie. Eu am vrut să tai bani de la culte. Este... Da. Nu mai rețineți? Da, este o treabă bună. Asta trebuie făcut. Cămin cultural, casa la tineretului, cum s-a numit, trebuie făcut în toate cele trei sate. Acum, în campanie s-a aruncat chestia asta. Dar cine va fi viitorul primar, trebuie să ia în considerare neapărat chestia asta. Mulțumesc. Da. Deci, domnul președinte. Domnul, deci, nu, răspundeți, după aia rețineți, după aia răspundeți, da. Răspundeți la toate. Deci, am dreptul la fiecare, deci le dau dreptul. Da, după aceea, după aceea. Deci, domnul Abădărie. Da, păi, eu ce să spun, acum mă sunt discriminat, pentru că de Mișoara nu ziceam că trebuie și la Mișoara, numai la Tota și la Trotuș. Vrea el să facă teren de sport și cu ce mai am încămin. Dar la aceeași problemă, vezi, poate să consideră că am primit și dreptul la lept, că nu îi mai zic mai departe, pentru că nu sunt de acord. Da, să botez așa. Bine. Domnul Moise. Mai am expulsarii. Când a venit proiectul cu să demarăm acea casă a tineretului în Târgul, nu, în, pardon, în Tuta, Liviu a întrebat atunci de ce. Dar acum a găsit locul că să fie de acord cu propunerile care am avut noi mai vechi. Dar este o idee, nu, nu v-am primit, începe că sunt de acord cu construirea și... Cred că și colegii au aceeași impresie. Poți să ne dai replică la toți. Și problema e și de unde e finanță, mă rog. Domnul Vreanu? Da, deci știm foarte bine că am vorbit de atâția ani și și la celelalte campanii trebuie să recunoaștem că s-a promis. Deci terenul pentru Târgu Trotuș este la școală, deci terenul pentru cămin este la școală, unde sunt contabile, așa au fost discuții. Există și un studiu, și proiect. Deci este făcut proiect și poate să ne vedem, nu mai trebuie să vedem sursele de finanțare. Și vorba lui Adrian, acum nu are niciun rost să mai vorbim pe tema asta, nu este prins în bugetul de venituri și cheltuieli. Pe anul ăsta nu avem ce să facem deocamdată. De la jumătatea anului sau la rectificare. La rectificare, așa. Dar deocamdată sunt binevenite, dar trebuie susținute. Deci trebuie de văzut de unde vor veni banii. Și cine vor veni, trebuie să se apuce de treabă, făcut prin proiecte europene. Da, asta este singura problemă. Dar când mă roagă, deci atât mă vreau să mă refer la treabă de sport. Domnul Vreanu a atins problema. Vă dat din curtea școlii dezmembrată, deja este proiectul pentru cămin cultural. Cofi cămin cultural, cofi casă tineretului, tot un lăcaș de Bucureșteanu. Iar pentru terenul de sport, locația cea mai bună, văd prin fondul GAR, unul a fost vechi stadion. Da. Jos. Acolo, da. Deci, mă gândeam la ăla se referă, domnul. Deci, parțial, parțial. Păi, nu, nu. Deci, la un teren de sport, zona aceea de acum. În zona aceea, dar la teren, la casa tineretului. Sau la un cămin cultural, la un cămin cultural în curtea școlii. Pentru că deja este. Eu vă, deci eu cu sinceritate, deci dacă vreți să cu sinceritate, cu un an pe inimă, plec în fața noastră. Deci cu sinceritate vă spun, nu știu de acel proiect, domnilor. Probabil că era nu tatăl la domnul ăsta.
Deci nu a fost în mandatul nostru, domnule. Mandatul anterior mă prezentat domnul Agon și documentație și poze și ecran și așa. Cum va trebuie să verificați că schimbul este prea... Vă rog. Și, mai mare, și ca și drept la replică, domnul președinte. Vă rog, domnul. Ca și drept la replică pentru domnul consilier. Eu niciodată am spus, când s-au aruncat o sumă mare pentru cultii, să se uite înapoi pe emisiunile televizate, domnii consilieri. Că domnul consilier văd că habar nu are despre ce-i vorba. Că el îmi spune mie că eu nici nu votez, că nici eu nu votez. Păi nu am dreptul, domn consilier, care vrei să fii primar, primarul care este. Una la mână și a doua la mână, vreau să le spun clar. Deci dacă a fost un buget de 5 miliarde, am spus, domnule, ia de acolo puțin, pune, domnule, la infrastructură, domnule. Că suntem în secolul 21 și nu accept ca să vin aici să inhalez praf. Nu sunt obligat. Sunt contribuabil al acestei comune, așa, și am spus niciodată nu am fost împotriva oricărui proiect care s-a dus la cult. Niciodată. Dar cu o sumă exorbitant de mare nu. Și a doua replică domnului, nu mă mai craponesc cu domnul Avădănii, pentru că o să spună că sunt impertinent, bine, cu stilul caracteristic pe care îl știu. Deci o să-i spun domnul atât îi voi spune domnului Avădării. Deci foarte, foarte cinstit și corect, domnul Avădării. Cu 12 elevi nu vă supărați pe mine de la Mișoara. Dacă mai faceți pentru 12 kinder teren de sport, nu vă supărați. Ați făcut, ați aruncat banii la Mișoara pentru școala aia care stă închisă? Vă rog să răspundeți. Și care are o toaletă de ultimă generație, are tot, da? În Târgu Drăguț nu există așa ceva, domnul Avădării. Mulțumesc. Da. Dacă nu, dacă s-au epuizat discuțiile dumneavoastră, supun aprobării dumneavoastră. Ha. Cine este pentru? Contra, dacă s-a lăsat. Corcoș, Alecu, Văcan. Cu mențiunea care a fost și cu mențiunile care s-a zis. Mențiunile făcute, bineînțeles. Și ce mențiuni, domnule? Spune ce mențiuni, la care trebuie posat, domnul președinte. Deci, asta sunt mențiuni. Deci, din discuțiile dumneavoastră a fost așa. Să vedem fondurile de unde. Da. Să ne uităm la studiul de fezabilitate care s-a făcut pentru căminul din sat. Să facem un studiu de oportunitate mai degrabă. Să vedem dacă este un studiu de fezabilitate. Din ceea ce am văzut, vreau măcar să vă spun că sunteți, vă mulțumesc că sunteți măcar să faceți ceva pentru comunitatea asta. Da. Pot să întreb și eu să fac o paranteză, că când am fost la ședința aia, când a fost scandalul vechiul cămin cultural din Tudor, s-a demarat cumva acel... Păi studiu de... să vedem dacă e bună sau nu e bună. Aia, altă treabă care... Da, deci, hai. Aprobăm un studiu de fezabilitate astăzi. Studiul de fezabilitate este făcut pentru cămin, aspectărul totuși. Dar la proiectul de hotărâre așa este inițiat. Da, să facem un studiu de fezabilitate care înseamnă 3-4 de milioane. Să nu putem. Păi nu, suntem ales. Nu, da. Și înseamnă că pentru bugetul următor. Și atunci, cum... Cum se va frumos să luați în calcul și vă spun doar atât. Să fiți conștienți, să fiți cerebrali, atât vă spun. Să fiți conștienți și cerebrali, să se consemneze acolo și dacă dumneavoastră astăzi nu veți da un vot pozitiv, vă veți da cu ceva în moalele capului. Pentru că dacă nu facem ceva în acest sat, pentru tinerii ăștia, vă spun și mă uit în ochii dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă nu facem nimic pentru tinerii din acest sat, deci vă rog, scuzați-mi... Dar cine a zis că nu facem nimic? Păi dacă nu, nimeni, toți o dă de... Când a fost preotul și când a zis că vrem să demarăm la tot acea... Să vedem dacă să facem... De ce trebuie? Și acum te-ai răzgândit. Toată lumea a fost de acord cu ce. Eu m-am răzgândit. De ce să-i eu care am făcut proiect de 4 ani continuu pentru un pod jos drum, au fost oamenii microfilmați cu știți, ai zis că e campanie electorală. Nu, domnul Nica, am spus că pentru acel pod este proiect. Nu este niciun proiect și este deci este proiect, vă repet un singur lucru, dacă nu știți, vă aduc de la... Este proiect finanțat în tot mai strigă. Este proiect respins. Este făcut, nu mai putem. Deci este proiect făcut, domnul președinte. Deci dați-mi voie să le spun colegilor mei că este proiect făcut. Există un proiect
Da, dar nu sunt bani. Finanțare, nu înseamnă că ne-am plătit. Domnule, proiectul este făcut. Mâine poate veni orice, doamnă să ne înțelegem, mâine poate veni orice echipă să se apuce de treabă. Dar de unde le dăm bani? Păi nu avem bani. Păi, doamnă, proiectul este făcut, păi este aprobat, păi deci ne trebuie finanțare. Ne trebuie finanțare. Vă întrebare. Având în vedere că nu putem face să facem niște documentații să accesăm fondurile europene, că sunt două persoane care stau acolo. Nu stau, oamenii aia muncesc. Păi nu contează, dar dacă nu iese, nu sunt accesate fondurile, nu se vede că muncesc. Păi dar dacă fondurile nu sunt accesate, nu se vede. Păi aici, oricare vine la noi, că unul întreabă, ce fonduri ați accesat? Dar de când spune doamnul treaba asta, de când spune exact ce spune domnul de când spune treaba asta, să angajăm măcar doi oameni care sunt specialiști pe proiecte europene. Bun, nu-i așa, nu-i așa. Cum spune, vreau să te angajați oameni și faceți... Dar sunt oameni, da. Nu, trebuie văzut în ce proiecte sunt în derulare, ce iese acum, ce măsură se poate face. Păi asta, bă! Hai să ne apucăm de desenat, facem pod, facem... Dar avem căminul cultural, proiectul, putem să vrem, dar doamna, astea nu sunt desene, doamnă. Să nu ne luați la... Deci eu nu vreau să ne luăm la mișto unul cu ceva. Nu de sunt asta. Desene animate, nu sunt... Vorbeam eu, da? Păi, Hai să vină proiect altul. Da. Faceți-mi pod, faceți-mi un cămin cultural, faceți-mi casa tineretului, le facem pe toate. Cu ce le plătesc? Ăla nu lucrează degeaba. Îmi ia 500 de milioane, îmi ia pentru casa tineretului, așa, îmi ia 200 de teren de sport, încerc să dau bani. La un moment dat trebuie să mă apuc de treabă. Cu ce mă apuc de treabă? Și vine altcineva și mă întreabă, la ce te-ai apucat să faci 7 proiecte, când tu nu poți să te duci la capăt cu unul? Am spus angajăm oameni. Dar la ce să-mi facă omul ăla? Dacă dumneavoastră vă angajați mâine, de ce vă apucați să faceți? Da, ce poți face? Dar cum poate face, doamnă, mă apuc ca mâncăi, mă handicapat, îți cam cu rotile, o comună care înflorește? Cum poate, doamnă, să facă? A avut finanțare. A depus proiectul exact cum lucrăm noi pentru modernizare, pentru asfaltare. Da. Ne chinuim să facem proiectul și să prindem finanțare. Dar și dumneavoastră știu că va urma să accesați. Da, și că va urma să se aplice un proiect. Deci va fi viabil. Nu așa că... Haideți să te Și terenul de sport. Precum și amenajarea lui ce care implică aceste studii de fezabilitate. Cine este pentru? Vă rog. Cine este pentru? Cine este pentru? Cel puțin 300 de milioane ca să facem lucrul ăsta. Vă rog, cine este pentru? Stați așa. Pentru. Și o luăm așa. Corcoș, Boagă, Băcaru, Alecu, Lenghen, te zică? Lenghen, nu văd acolo în capăt. Da. Lenghen și Abavi. Abavi. Și cu Martin. Abavi și Martin. Cine este Florin? Cine este împotrivă? Împotrivă. Sau se abține? Cine se abține? Abține, da? Ungureanu, stați așa. Ungureanu. Nu stăm fonduri, dacă nu au aprobat pentru așa ceva, de unde se plătim? Moise. Șapădări. Vă mulțumesc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da. La diverse. Am câteva cereri pe concesiuni, s-a adunat de la începutul anului. De fiecare dată le-am dat citire, dar nu le-am dat și o rezoluție. Și vreau să le citim, să le dăm la fiecare câte o rezoluție, să știm dacă ne apucăm de demararea concesiunilor sau nu. Asta cu subsemnatul Coman, o citit-o domnul Abădăni, am spus că dăm drumul la proiect de hotărâre pentru luna viitoare. Așa. Subsemnata Ciobanu Mădălina, domiciliată în Târgu Drotuș, doresc să concesionez suprafața de 15 hectare de pășune, ce le aveți disponibile pe teritoriul comunei. Menționez că figurez înscris în registru agricol cu 67 de capre, 6 vaci, 3 tineret bovine. Doamna Ciobanu Mădălina, din Târgu Drotuș, născută în 89. Ciobanu Mădălina, doamnă? Da, născută în 89. Din tineret. Așa. Da, doamnă, pot să... Sigur, deci dăm rezoluții pe ele. Doamnă, atâta timp când ne cere să dăm niște rezoluții,
pot să vin cu fiecare consilier are dreptul să vină cu niște completări. Sigur. Deci vreau să răspund domnul Avădăni. Deci, special adresez această întrebare. Domnul Avădăni, doamna Ciobanu, domnișoara Ciobanu, mă rog. Deci vă rog să fiți sincer. Este prietena domnului Neagu? Nu. No. Ce știu eu despre prietena? Păi, dar probabil știți dumneavoastră că domnul Neagu, deci știți de ce vă întreb? Domnul Neagu, ca să nu mai vină, ca să-și mai facă concesiune el direct pe numele lui, la primăria Târgu Trotuș, ca să implice și imaginea partidului, sau nu știu pe cine, a băgat-o pe... Și are animale în zăvoi. Nu, bine, am înțeles, dar ca și o completare, ca o paranteză. Avem terenul necesar ca să îi oferim acestei domnișoare, sau doamne? Am vorbit cu doamna Bolon și doamna, dumneavoastră i-a spus așa, să facem o evidență exactă a suprafețelor închiriate pe care le avem la acest moment. Și apoi se poate concesiona, doamne. Încetăm ce trebuie să dăm și Târgu Trotu și Tuta și tot și numai concesionăm. De asta v-am supus să vedem dacă dăm drumul la un proces, la un proiect de hotărâre sau nu. Deci cum vreți? Inițiem un proiect de hotărâre pentru luna următoare? Sigur, dar închiriere, doamnă, concesiune. Închiriere. 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 Și putem pe 5 ani până la urmă. Nu deci putem să dăm maxim 10 ani. Putem cu 7 ani. Cu 7 ani. Cu ordonanța. Putem. Ordonanța spune că pot închiria între 7 și 10 ani. Pot. Asta înseamnă că pot să închiriești un an. Doamnă, dar mai sunt, eu asta întreba, mai sunt suprafețele necesare? Până la ședință o să vedem și acum, scuzați-mă, ce a spus antevorbitorul meu. De unde dracu, doamnă, mai avem atâta pământ? Că până la urmă, parcă vine, deci, vine să ia și lui zerele, mie să-mi ia suprafață din spate. Eu vă citesc o cerere atât, uitați-mi bine degeaba. Următoarea, subsemnata Ciobanu Mădălina, aceeași doamnă, vă rugăm să-mi concesionați suprafața de 1,14 hectare pe care o aveți liberă de contract, fiindu-mi necesară pentru creșterea animalelor. Am înțeles că domnul Barna vrea să-și rezilieze contractul pe care îl are dumnealui și ar vrea să ia bucata aia pe care o are domnul Barna. Sunt oameni care au făcut să nu se duc cu vacile. Așa. Deci cum vreți? Facem inițiere luna viitoare. Vreți? Votați cu credit. Inițiem sau nu inițiem? Ce se inițiem, doamnă? Inițiem un reject, doamnă. Ce se înseamnă reject? Inițiem reject. Fără. Ok? Păi atâta inițiem și să mai inițiem. Subsemnatul Sabău Ștefan din Comuna Târgu Trotu, județul Bacău, să solicit să mi se aprobe concesionarea terenului de 1400 de metri pătrați care se află pe teritoriul Comunei Târgu Trotu și chiar lângă locuința mea. Menționez că acest teren eu l-am întreținut mai bine de 40 de ani. Rogani se aproba, deoarece în anul 2013 am mai depus o cerere. Am făcut schiță cadastrală, mi s-a dat și un număr de cadastru. Dețin un număr de animale de 6 taurine și 6 porcine. Am întrebat la fel pe doamna Bodron și a spus așa că este la izvoare, coasta dintre Mitică Sârbu și Gabor Ștefan, așa, în imediata vecinătate a proprietății acestuia. Din verificările dumnealui, nu este reglementat terenul ăla, nu este trecut în domeniul privat. Deci dacă vrem să-i dăm omului ăsta 1400 de metri pătrați, prima dată va trebui să-l aducem în mediul privat, după care să putem să-i dăm omului în concesiune. În mediul privat să aducem vada unui hotărâre sau un hotărâre judecătorești? Nu, hotărâre de Consiliul Local. Doamna Bodron a schimbat opinia, așa spune, hotărâre judecătorească, ca să facem domeniul privat. Doamna, deci dacă treceți la următoarea. Nu, ce fac? Doamna, dați-mi voi, da? Deci. Doamna Bodron, când dă drumul la tot felul de cereri de asta, inimă largă, cum îi spunea cineva unuia la televizor, și doamna Bodron, inimă zburdalnică, așa, să se prezinte, vă rog foarte mult, să se prezinte la ședință și să le spune nu. Este aici, dar nu este inițial doamna Bodron, ci este făcută de un om. Eu m-am dus să cer lămuriri ca să pot să vă dau lămuriri dumneavoastră. Ce se întâmplă cu terenul, atât. Nu este inițiator. Dacă doamna da. Deci inițiam. Vă rog. Eu fac un cadastru. Cine l-a îndemnat să fac cadastru? Ca să o să vină peste ani, câte o lună, două, precum comand, să-i plătească primăria cadastru.
Nu, sau să fie obligat în primăria să-i dea terenul. Asta n-am văzut să știu. Păi, da, da, mai lăsa, doamna, vezi, doamna, 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 subsemnatul Dinu Viorel, domiciliat în comuna Târgu Trotul, județul Bacău, prin prezenta vă rog să-mi aprobați concesionarea unei suprafețe de 3.000 de metri pătrați din terenul aflat în proprietatea Consiliului Local Târgu Trotuș, teren situat în punctul Rogoaze, HB1038. Menționez că solicit concesionarea acestui teren în vederea construirii unei magazii de cereale. Menționez că intenționez și vreau să mai cumpăr o suprafață de teren în imediata apropiere. Doamna Bodron mi-a spus că la Rogoaze este și iar în acest moment este închiriat de către domnul Cernea Sandu terenul respectiv. Subsemnatul Postolache Ioan, domiciliat în sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, prin prezent, vă rog să ne aprobați concesionarea unui teren. Concesionarea unui teren în suprafață de 700 de metri pătrați ce se află în vecinătatea mea, zona Izvoare. Domnul Postolache Ion, ci că este domnul Nelu Postolache, da, terenul este peste drum de proprietatea dumnealui, da, coastă și a plantat niște tei acolo. Da. Deci, inițiem un proiect de hotărâre în sensul ăsta, da sau nu? La ședința următoare, să chemăm oamenii. Nu se mai permite. Și să-și expună motivele. Domnule, să ceară. Domnule, pentru ce vrei să faci de acel teren? Vreau să-mi cumpăr două măgărițe. De ce? Laptele de măgăriță nu scapă de guturani sau de gripuri. Deci de acum așa se fac când primești cererile astea, am să-i rog, am să le spun eu. Să vină în ședință. Păi da, doamnă, dacă omul nu vine să-și expună motivele, domnul spune că suntem rău intenționați. Bun. Haideți să mergem mai departe. Nu mă interesează, cu activitate principală creșterea caprinelor și porcilor. Vă rog să concesionați sau să-mi dați în arendă pe o perioadă pe care o decideți dumneavoastră terenul primăriei Târgu Trotuș, teren cu bălți și tufișuri, cu care mă învecinez la sud, deoarece mi este necesar pentru animalele întreprinderi individuale ce s-au dezvoltat în comuna Târgu Trotuș. Eu trebuie să-i dau răspuns. Nu, întreprinderi individuale cu sediu aici. Să-i spuneți, dar și chiar vreau frumos. Eu trebuie să-i răspund. Să-i răspundeți așa. Unul dintre consilieri, domnul Nichiten Oliviu, a spus așa, consilier din Consiliul Local, a spus că așa dumneavoastră, când ați vrut să reduceți tariful la biletii pentru copiii care circulă, ați ajuns la mâna noastră în Consiliu. Deci eu sunt foarte vehement împotriva acestui proiect, nu o să-i dăm nimic. Și cu asta basta. Pentru că a fost atât din... Haideți să vă spun.
nu, terenul pe care dumneavoastră îl vrea este la sud. Doamne, este în litigiu acel teren. Nu este în litigiu, nu, vă rog. Să nu vă clipă. Ci este acest pozit, este într-un scandal cu toți să termine acolo de litigiu. Haideți să vă spun, terenul solicitat a fost propus de către, Comisia Locală de Fond Funciar pentru restituire la fostul proprietar, domnul Pelin Bolcu Petru. Documentele se află deja la Consiliul Județean, la Consiliul Județean, la Comisia Județeană pentru retrocedarea terenului. Nu putem să-i dăm asta pentru că domnul Pelin este îndreptățit să ia terenul ăla. Și mai am un singur, ultimul, domnule primar, către Consiliul Local. Subsemnatul Văcaru Cristian, domiciliat în Onești, strada Preot, prin prezenta, vă rog să aprobați tranzitarea alimentării cu apă a celor două acumulări de la punctul numit Ruș, de pe terenul numitului Pelin Voicu Petre, teren ce îl stăpânesc cu contract de arendare. Această alimentare se face dintr-un izvor de coastă, printr-o rigolă de pământ de circa 300 de metri liniar, pe lângă drumul de exploatare DE1384. Menționez faptul că această rigolă este făcută înainte de colectivizare. Prezenta cerere îmi servește spre obținerea avizului de gospodărire a apelor. Înțeles că dumneavoastră știți... Da, este. Da. Da. Când nu se face o curățire a apelorului ăla, nu putem să dăm nimic nimănui. Pentru că ferească Dumnezeu să întreagă ceva și avem de plasă. Are, o să-ți bage pește, să-ți bage rație, nu știu ca mult, deși... Ați terminat, domnul, da? Sigur. Deci asta să fie răspuns. Până nu se face curățenii... Deci, da. Domnul președinte, scurt și... Domnul președinte. Hai, vezi. Domnul președinte. Domnul Mițiteu. Stai, stai, studiez. Nu studiez, s-a terminat, deci s-a terminat, deci putem scurt și la scurt și la obiect. Domnul... viceprimara Vadălin. Nu vreau să spuneți că am ceva cu dumneavoastră. Atâta vreau să fiu cât se poate de politicos și chiar sunt. Deci v-am rugat la modul cel mai respectuos posibil. Acum 3 luni la ședința din ianuarie. Să schimbați dumneavoastră două becuri. Vă veți duce domnul Vadălin cu cerșitul de voturi prin sat. E la dumneavoastră acolo. Când faceți curba aia și vă uitați, când vă uitați la stânga, la dreapta, să nu vină mașini, vă uitați și la bec în sus. Funcționează? Nu funcționează. Uite că mi-a zis tembelul ăla. Sau cum mă considerați, că știu că... Că așa mă considerați, că... Da, mai puțin mă interesează. Mă doare... Mă doare undeva fix aici, mă doare. Haideți, haideți. Da, chiar nu. Așa. Asta e una. Și a doua problemă, mai multe nu pun, că sunt multe probleme. Și a doua problemă, vă rog frumos, mâine, dar mâine, până sâmbătă, să circul într-un mod civilizat, să puneți un pic, înainte de a închiria, că poate, dacă închiriam, că i-am dat undă verde la închiriat buldozerul, nu-l mai prinde pe la primărie. Să trageți puțin, să facem și drumul aici, să nivelăm până sus, ca să circulăm într-un mod cât se poate de onorabil și european. Pe străzile astea, dacă se pot numi străzile astea, jalnici în comuna asta. Am scăzut pentru proiectorul ăla de la cimitirul catolic, iar vine vierea și la noi la catolic nu poate proiectorul ăla unde facem noi procesiune. M-am rugat de atâtă teme și mandatul și nu s-a mai putut așa ceva. Nu știu de ce. Și la vii, vă spun, la cimitirul ortodox mă duc, el în mine poți să mergi pe calumele. Nu știu cum merge. Păi trebuie un proiector în mijloc să punem unul de 1000 de vați, să bată exact spre crucile alea, că acolo facem noi procesiunea. Becuri între. Nu ar fi lumina aproape de rog. Areți loc precis că nu știu unde se poruși. Deci la miște, nu stă cu din mijloc. Vii mâini și merg. Da, pare și o să punem un proiector mare. Și eu vreau. Și acum e o problemă, domnul Abate. M-am rugat un băi cetățeni din sat, de aici, de la mine. Deci s-a pus balastul pe tot căitarul, s-a pus pe la funca, s-a pus pe la Florin, domnule, la pruchi acolo, strada aceea, la neacină, nu s-a pus nimic ca domnul. Vă rog frumos, până să vă puneți două copii de balastul acolo. Corect, mai rădează ceva, nu? Da, urmă. La pruci acolo, trebuie două copii de balastul, nu s-o pus deloc. Propună, mai aveți și... Am și eu două probleme, numai un picuț, două probleme. Repararea panourilor afișat la Biserica de la Vizioara, unde sunt panouri pentru afișat. A doua problemă, dacă se poate să deschidem un punct de farmaceutic și la Vizioara. Ați înțeles, da? Doamna, legă-te mai de-a. Nu mai de ce, doamna?
Deci două probleme. Prepararea panourilor. Dar nu noi, da? După aia, a doilea punct e înființarea unui punct farmaceutic. La Vicar este spațiu destul. Este spațiu și unii medicul, este și vă spun domnul cel că este școală. Nicur. Vă mulțumim pentru participare. Sărbători pentru noi, pentru un Paște fericit pentru colegii.